Am revenit și vă salut pentru această ocazie. Mulțumiri de răbdarea că ne-ați suportat această pauză un pic cam lungă, dar forțele sunt reîncărcate și pornim la drum. Sper să vă placă și discuția de astăzi. Este o discuție de actualitate. Recunosc că încerc pe cât posibil să mă leg de anumite momente publice care, care la rândul lor se conectează la istoria orașului Sibiu și așa va fi și această întâlnire a noastră. Înainte de a intra în propriu zis în subiect, trebuie să vă reamintesc ca de fiecare dată unde ne puteți găsi, aici bănesc că majoritatea sunteți pe YouTube sau pe Academia sau dacă ne ascultați pe Spotify, Google Podcast și am înțeles că și pe alte platforme de podcast mi este aproape imposibil să le caut pe fiecare, dar prin motoarele acestea de, de podcast ele se duc mai departe. Deci, cred că aveți destule canale pe care ne puteți descoperi. Dacă vă place, dați-ne un semn și putem, și putem funcționa în continuare. Pentru că funcționăm înseamnă că trebuie, sunt și oameni care ne ajută și trebuie să le mulțumesc pe această cale, ca de fiecare dată, Incorso Consult, Gama SRL, Mihai Unițiu, Unițiu în Asigurări și prietenul meu Lucian Huniadi și celor doi care filmează podcast de podcast, Răzvan Marco și Florin Bădilă. Berea B13 este și alături de noi, deci avem tot contextul să putem începe. Astăzi l-am invitat și cred că este cel mai simplu ca această discuție să o avem împreună pe Alexandru Chituță. Uh, proaspăt, încă pot să spun proaspăt uh, că nu ești, ești sub un an uh, manager al Muzeului Național Brucantal, uh, să-ți facă o scurtă prezentare 37 de ani, ești în același timp și președintele Asociației Octavian Șmighelschi și membru în Consiliul Științific al Muzeului Orașului Oradea Ești doctor în teologie și expert al Ministerului Culturii, deci expert în România și, din câte știu, asta înseamnă și o recunoaștere europeană, în bunuri cu semnificație artistică și marketing muzeal, specializarea ta fiind pictură și grafică românească. Da. Am numărat peste 110 de expoziții organizate sau coorganizate. În, în Germania, la Gundesheim, dar majoritatea evident la Sibiu, la Muzeul Brucantal, dar și Noradia, București, Cluj-Napoca, Bistița, Dumbrăveni, a zis să alegem și niște orașele, nu neaparat doar orașele cel mai mari, Galați, Alba Iulia, Iași, erau prea multe, nu le mai amintesc chiar pe toate, să fie cu iertare. Am numărat de asemenea peste 40 de proiecte dezvoltate și organizate, mai ales în perioada pre-muzeul Bruckenthal. Uh, și la fel 68 de titluri de autor și coautor, 65 publicate chiar la tipografiile din Sibiu. Aș aminti câteva, doar așa ca să înțelege maria ta de, de, de expertiză să spunem că ești în colectivul de redacție a compendiului Arta din România tipărit de Academia Română, alături de multe alte personalități și de fapt de multe alți specialiști din domeniul din România și nu numai, dar citesc doar câteva titluri: Goia și Dalib Lestemul Războiului, Mărginimea Sibiului, Zona Fetelor Frumoase și a Țăranilor cu Biblioteci, Brucăntal un Monument, Goia 275, Noi Considerații asupra Icoanei pe sticlă din Transilvania, a nu se zice că este același titlu, sunt două titluri separate. 50 de ani de grafică românească s-ar putea ca cineva să creadă că Goia picta și icoane pe sticlă silvania. Transilvania. Spiritualitate creștină la Dunărea de Jos, Mari Sibien pentru Marea Unire și aici am mintit doar un titlu, dar tu ai avut o largă cercetare pe pictura lui Octavian Șmigelski. Eu am reținut cartea Șmigelski și catedrala în documente inedite din Arhiva Mitropoliei Ardealului, dar are mai multe titluri dedicate lui Șmigelski. De 15, cred. Șmigelski, cred că este între eu nu sunt specialist în artă, nici nu vreau să, să mă erijez ca atare, dar îmi permis să-mi dau un punct de vedere. Cred că Șmighieschi este unul dintre cei mai neîndreptățiți pictori români pentru calitatea picturii sale și pentru uh, modul în care, în care uh, și-a redat tematica aleasă și poate merită în generațiile următoare să revină în centru atenției. De fapt, nu să revină, ci să intre în centru atenției mult mai mult decât marii moștri sacre ai picturii sau la fel de mult ca și marii moștri sacre ai picturii, o fie la lean, și atunci nu, nu era în mainstream românesc de la început de secol 20 și greco-catolic, greco evident, dar cred că istoria de asta este istoria ca să corecteze astfel de greșeli. Da, și asta a fost și, asta a fost și intenția mea în legătură cu Octavian Smigelski. Alex, pe te super că ne sigur. Mergem la o discuție cât adică mai. Adică, sigur, nu mă Vreau să discutăm pentru că ați făcut o expoziție. Este o temă foarte, foarte delicată pentru că este și din istoria recentă a Sibiuului. Ca să fac o mică introducere, eu am, eu am aflat de acest lucru în momentul în care. Vorbim despre furtul de la Muzeul Brucantal din anii 60, dar eu am aflat de el, nu știam, evident. În momentul în care. Nicolae Manulescu făcea reunimita lui sau chiar deosebita lui emisiune Profesioniști în cultură la ProTV, asta era în anii 90 de dreptul și atunci au venit, au, au fost recuperate patru, dacă nu mă știu, din tablourile furate. 98, da. Exact, în 98. 98 și știu că atunci mă uitam, eu o recuno, recunoscusem la televizor, mă uitam, eu mă uitam la fiecare emisiune și recunoscusem pe doamna Tudoran Ciungan, că o știam că era vecina noastră și i-am zis, opa, ce face, ce se întâmplă? Și atunci am descoperit, era de fapt toată echipa de specialiști de la muzeul Bruckenthal din vremea aceea în frunte cu directorul și discutau exact despre importanța acestor, acestor tablouri. Ca o paranteză, acea emisiune cred că eu că rămâne o reper și Sibiano din Nicolae Malescu a reacționat bine pentru că a avut multe uh, emisiuni care oarecum se învârteau și în jurul Sibiului. Poate a fost chiar dintre primii promotori de facto pe, pe media națională a Sibiului înainte de momentul 2007. Asta este cu totul altă discuție. Dar noi vorbim de acest furt, un furt care cred eu că răzbate în istorie, un furt care nu este cunos, nu era cunoscut în acel moment și a fost uh, uh, într-un silențiu, stampa perfectă uh, la acel moment, uh, culmea că nu l găsește niciun... Da, dacă, dacă ai face o cronică, sau să zic altfel, dacă ai face o cronică a Sibiului Lundor presa vremii, ceea ce pot Îți poate da, părea doar, corect? Făcut, e, nu există. Acest, timp, făcut, acest făcut. moment nu există. Interesante În schimb... doar Hermann Schadre zeitung Zait, vorbește. Deci, despre. acolo, da. da. În tribuna eu n-am găsit absolut nimic nu. Ca din acel moment. Mă rog, tribuna. Cum da, îi spunea? da. Și atunci te întreb, este o poveste gen Arsen lupen cu mari hoți sau este de fapt mâna nevăzută și interesantă a securității? Sau este un furt care pur și simplu a, a înmurmurit lumea? Poate să fie un fel de Lupen. În primul rând mulțumesc de invitație. Uh, poate să fie un fel de lopen, numai că cu autor necunoscut. Deci nu se, nu nu se scură, știe, nu se... nu se știe. Chestiunea e. Atât de. e și enigmatică, e și artistică, e și polițist, e și până la urmă, și la un moment dat are și niște chestiuni horror, pentru că au fost oameni care au fost bătuți, care au fost închiși uh -huh. în meciul securității și a miliției, Deci au și partea asta mai, mai dureroasă. așa. Și asta a fost și intenția noastră când am realizat expoziția: de a veni cu o expoziție care cuprinde mai multe chestiuni pentru a ne adresa unui public mai larg au mai comentat diferiți oameni prin Sibiu și așa și profesorii e ușor de a vedea un muzeu ca pe o catedră și să-ți vezi angajații ca pe niște studenți. Muzeul e mult mai mult și atunci am spus întotdeauna muzeul trebuie să organizeze niște expoziții cu un anumit impact și cu un anumit titlu. E ca la o carte dacă nu-mi place coperta câteodată contează ambalajul și atunci contează și, și textul. Corect. Ce pot să spun este că marele furt a fost întotdeauna de la bruc, a, a resuscitat întotdeauna interesul. Și presei. Te întrebam și pe drum. Este cel mai, cel mai mare furtă din istoria României? Fără doar și poate. Dar nu doar deci... de artă, întreb, în general. <laughs> acum furturi în România au mai, au mai fost. Dacă deschidem acum Google și de oamenii care au fost închiși așa pe la diferite chestiuni și... Dar cred că prejudiciul financiar este, dacă ar fi să-l actualizăm, este mult mai mare decât... Păi dacă prejudiciul în 68 a fost de 25 de milioane de dolari, dacă ne uităm un pic pe Sotebi și pe Crisis la ce vinde doar la una din cele patru lucrări la Van Dijk, singura care o avea România, mnr areu Muzeul Național de Artă are una, da, atribuită, uh -huh. deci nu uh, originală Van Dyck. Uh, cred că ea valorează acum 25, 30, 40 de milioane doar de, o, doar, doar, de euro. Unde de dolari. De doar o lucrare. Deci merge spre sute de merge milioane. Merge cu siguranță spre sute de milioane. Mai ales că ai bă, erau niște, niște uh, artiști care la un moment dat la noi apăreau ca anonimi nu știu ce e acolo. Anonim, ok, da, anonim german, dar nu știu ai ce e acolo. Și La fel cum s-a întâmplat cu Van Eyck, toată lumea Bun. credea că e Dürer, după ce au venit Van Eyck. Deci nu știu ce, -i ce -i anonim e. E interesant și, și chestiunea asta, sau... cum să furi un anonim? Pentru ce să furi un anonim? Bun, eu, eu o să-ți propun... Deci, fără doar și poate, din perspectiva noastră și cercetând istoria marelor jafuri de artă, Mona Lisa... Louvre. A fost Louvre 1911 și Recuperată în 1914. Și a mai fost uh, muzeul din Boston, Stuart, uh -huh. da, uh, da, Isabel Stuart Garden din Boston în 1990, unde au fost furate 14 lucrări, Rembrandt, Fermer, uh -huh. așa, ușor, ușor, foarte ușor, dar dintre care n-a mai fost recuperată niciuna în Statele Unite ale Americii. S-a făcut și un film pe chestiunea asta la Netflix. Am luat și noi legătura cu Netflix și am trimis diferite chestiuni pentru un asemenea film. Al nostru ar trebui să fie un pic mai interesant decât cel din America. Pentru că aici intră securitate, intră Partidul Comunist. Dar rămâne. E... Deci rămâne, hai să spunem, în marile furturi ale secolului 20 de artă. Este nu, cred că în marile furturi ale istoriei. Ale istoriei. De artă. Fără doar și poate cel mai mare furt din România. Da. Printre cele mai mari furturi, să spunem așa, de orice, mm. și, de, și de smoală, și de beton, <laughs> și de crămidă, și uh, cu siguranță cel mai mare fur de artă din Europa de Est. Eu am două idei care în acest moment sunt preconcepute și încerc să și poate le rezolvăm în această emisiune sau poate le mai aducem un pic de lumină asupra lor. Unu, că securitatea a avut un cuvânt greu de spus neoficial în acest, în acest proces, nu de rezolvare, ci de furt, de furt al tabloului și doi, din păcate lumea nu cunoaște și atunci o să-ți propun oarecum primul, prima, prima idee să o dezvoltăm, dar în, în contextul acestei două idei prin care haide să explicăm la oameni uh, cât putem de, cât putem de, de, de bine uh, despre ce este vorba și te întreb cum, ce era Muzeul Burcăntal în anii 60? Păi, Muzeul Burkenthal... Și de ce s-a putut <coughs> întâmpla un astfel de furt? Mă, Ma... Într-un regim totalitar. de acord, aceasta. cred că oricând se poate întâmpla un astfel de furt. Orice am spune noi, cu orice măsuri luăm noi, am spus întotdeauna partea culturală, toată lumea ia cele mai bune măsuri. Însă să nu uităm că cei care fac asemenea lucruri, întotdeauna poate sunt cu un pas înainte. Corect. Și cunosc niște chestiuni din astea. Am avut chiar o chestiune, să spunem așa, semi-personală la care uh, cineva i a intrat în casa unui prieten și a furat foarte multe lucruri de valoare și am văzut ce înseamnă uh, uh, rezolvarea cazului și mai mult decât atât să intri la șase dimineața la hoți în casă și să vezi că într-un garaj există un fel de deman. Ei știau, nu facem reclamă, ei ieșiau, no, ieșiau toate ușile care apăreau pe piață. Apăreau o ușă nouă, o cumpărau și încercau no, no. să vadă ce puteau să facă. Ah, okay. S-a întâmplat no, no. anul trecut în Germania, când s au furat de la, un, de la un muzeu din Germania foarte bine păzit. Adică nu suntem în România, în Germania totuși. Câteva kilograme de aur dintr-un muzeu de istorie. Da. Foarte simplu, au luat curentul totul, la tot orașul, nu au fi pornit generator, nu au pornit nimic, trei minute, au furat tot... Camerele n-au înregistrat, dacă s-au curent curentul și-au plecat. Se poate întâmpla da. chestiunea. Bine, la Bruckenthal, trebuie să știe lumea că și muzeul Bruckenthal în uh, anii 60-68, când s-a întâmplat furtul, era un muzeu valoros al României. Chiar dacă în 48 o mare parte din capodopere au fost duse la Muzeul Național de Artă al României, uh, pentru că așa a dorit statul comunist, da? Chiar Mor și de obiecte de istorie? Și de istorie, da, la Muzeul Național de Istoria, de Istoria României din București. Și etajul al doilea era în șantier de renovare la București. Pot să întreb apropo de ce ai spus da. acum, mai sunt lucruri de recuperat de muzeu? sau Multe. Deci încă nu, multe, încă nu sunt toate. Multe, nu sunt toate recuperate. Noi am recuperat parte de la Muzeul Național de Arta României, ne-au venit opere înapoi în 2006, însă de la Muzeul Național de Istoria României cred că mai sunt, din discuțiile pe care le-am avut și cu parohia evanghelică, pentru da. că o mare parte, sau cred că toată partea, 100% au fost din testamentul lui Brucăntal Correct. și atunci parohia evanghelică trebuie să uh, facă demersurile necesare pentru recuperare. Uh, sunt, cred că, câteva mii dintre da. care aș aminti unul din, sau câteva ar fi inelul cu sigilul lui Brucantal. Uh -huh. Donarium de la Bierta. De, de acord, e la ei. Uh, aproximativ câteva sute de monede din colecția numismatică a baronului, din aur, din argint. Uh, să sunt acolo. Statui. Și de ce încă nu se reușesc? Păi, cred că trebuie să întrebăm pe. Da, știu. <laughs> Bă, noi am răspuns, da. Ok, hai <laughs> <baină> să întrebăm <laughs> proprietarii de drept. Bă, noi am avut, am avut, nu pot să spun nu, nu, am avut discuții împreună cu parohia evanghelică să încercăm să facem, să facă demersurile necesare uh. pentru pentru aducerea înapoi acasă, pe drept cuvânt, corect. pentru că ele au fost uh, luate cu forța de statul român, au fost duse acolo, nu există o cerere de împrumut, o chestiune din aceasta, au fost luate cu japca, pur și simplu, trebuie să le ducem la București și la revedere. Deci, până la urmă, e o chestiune legală ca lucrările să vină înapoi acasă. Dacă ziceai, da, cum s-a întâmplat la Peleș, când colecția de artă a plecat de la Peleș și s-a înființat sau a intrat în colecția Muzeului Național da. de Artă a României, e altceva. Dar, Dar când, da, corect. Da. Bun, să revenim. Deci Muzeul Burcăntăranic Era în 16, renovare, era etajul renovat. al doilea era în renovare uh, etajul întâi, capodoperele erau la etajul întâi o parte din uh -huh. ce a mai rămas din cele care n-au fost duse la București asta e interesant, de ce n-au fost luate toate da. și duse la București nu de ce. Din păcate, fiind explicații, nu putem să bănuim nu știm, ce a fost știm în Știm că am fost, au fost luate 19 lucrări. Oricum e o diferență de aproape 20 de ani între momentul ducerii către București la da. un capodopere și da. furtul da. Bine, unele unele fuseser. Aici e interesant, pentru că unele din cele 8, trei au fost restaurate... Uh -huh. Fotografiate și făcute diferite cercetări cu lumină razantă pe vremea aceea. Deci a fost o chestiune destul de. de oră. să spunem, wow, da, de ultim, adică în premieră în România. Să faci niște chestiuni din astea cu raze, cu nu știu ce. Interesant este faptul că în urma proiectului pe care eu l-am început cu doamna Dana Hrib, director, directorul adjunct al Muzeului Național Brucantal, în anul trecut, am avut, mai avem întrebările acestea. Unde au fost certificate și făcute analizele acestea? Unde au fost restaurate? Pentru că laboratorul de restaurare a Muzeului Național Brucantal se deschide în 1975. Corect. Deci, încă mai avem diferite semne de întrebare. Proiectul merge mai departe. Deci, noi continuăm proiectul, mai facem arheologie, să spunem așa, de muzeu, să vedem ce mai găsim în colecție. Deci, avem câteva întrebări. Okay. Deci, știm că în 1968 etajul al doilea era în renovare, capodoperele erau la etajul în sau. salon, da, în saloanele la etajul întâi. Cu ocazia aceasta, avem și avem și un interviu. Făcut de uh, Radio România actualități în vremea aceea, de Liliana, mm, Liliana Nicoleta, cred, dacă nu mă înșel, doamna Liliana, dar ne-a dat uh, voie să folosim înregistrarea în care dânsa a vorbit chiar cu uh, supraveghetoarea care exista în sală în vremea aceea, Am din păcate nu mai trece Adios. și ea a explicat ceea ce a văzut când a deschis ușa și a intrat în sală și a văzut lucrurile jos. Deci avem, chestiunea asta e bine. Mulțumesc și pentru Manulescu. Știam de chestiune, uite, cu ocazia asta trebuie să fac de Nu mai găsit pe YouTube. Nu Avea? mai există. Da. da, cu ocazia asta, uite, bine, mulțumesc. Pe tărătica, Sigur, are pe în arhivă să cer da, chestiunea da, asta, care ar fi de interesat. Deci, muzeul, un muzeu important din România, cu o colecție importantă de artă europeană. În 1968, în noaptea de 25-26 pe 26 mai, Duminică Suntem noapte. aproape ca și perioadă, Da, aproape ca și perioada. După ceva vreme, se intră hoții. La, la sfârșitul anchetei am înțeles că au fost patru, așa au spus anchetatorii că au fost uh -huh. patru. Patru hoți care intră și fură opt tablouri. Pe unde intră? Păi s-au spus că au intrat în timpul vizitei s-au ascuns la etajul al doilea. Uh -huh. Muzeul nu avea atunci și de alarmă, deci, nu avea și nimeni. Adică în România nu exista sistem de alarmă în vremea aceea, poate banca națională. Da. noaptea se, se, închide seara muzeul, noaptea pătrund în sală, fură opt lucrări din cele care erau pe lemn. Le ia direct cu lemnul, celelalte care erau pe pânză se taie pânza și rămâne doar șasiu. Și am înțeles, îmi spunea domnul Corvin că la un moment dat au găsit și niște rame în pod, nu știu chestiunea asta, n-am găsit niciunde informația mm -hmm. aceasta, că au venit atunci miliția și securitatea cu, cu o cățea și au dus mirosul până în podul clădirii și până la marginea clădirii muzeului și de acolo s-au pierdut, pierdut urmele. Chestiunea era că luni, muzeul fiind închis, n-a mai intrat nimeni, nu se intra în muzeu când era închis, da. era se închis. Dar Asta aceeași se in... legislație ca și astăzi cu... Nu, nu, nu. Astăzi se, se intră în muzeu în orice zi, chiar dacă luni e închis. Și dacă, și dacă există, de pildă, o vacanță și muzeul e închis patru zile, se intră zilnic. Trebuie verificat. Adică vorbim de, de cei care păzesc și cei care coordonează... De cei care păzesc, de conservatori, da. de muzeograf, de servici. Corect. Muzeograful Ceea ce pe vremea aceea nu era nu deci muzeograful de servici, dacă, nu știu, e liber de 1 decembrie, bine, noi avem deschis de 1 decembrie, da. dar dacă ar fi liber, de, de pildă, El o mini-vacanță de vineri până o punte, cum mai se da. mai întâmplă în România, de vineri până luni, uh, muzeograful trebuie să vină... Uh, și pe vremea aceea nu exista această procedură a muzeografului. Și atunci, a marți, când s-a deschis muzeul, surprise. surprise, da, pac, am intrat în sală și am văzut alea jos... Uh, Chesiunea a fost pentru mine foarte interesantă, să vedem și dacă găsim poze din vremea aceea. Uh -huh. Din păcate am făcut o solicitare, din fericire, am făcut o solicitare și la CNSA și la poliție. Din fericire, poliția nu mai are dosarul, pentru că a trecut foarte mult și la casat. Păi ce timp? Ah, ok. Nu mai există. Da. Am găsit numai la CNSAS dosarul, fondul informativ. Securitatea a făcut un dosar uh, 145 Bruckenthal. Am vorbit cu cei de la uh, CNSAS, ne l-a trimis, să-l aveți aici, tipărit și am încercat să... Din păcate nu mai există fotografii din uh, din uh, din sală, cum au fost găsite amprente mm -hmm. și așa mai departe. A, Noi pentru au, că era încheta miliției. Miliției, miliție, da. Uh -huh. uh, prima dată a început miliția, după aceea vine un fel de James Bond al României din vremea aceea, Ceacanica. Cred că era din Deva, uh -huh. el născut, dar era un, unul cu renume important. În, în, deci un uh, greu al securității. Um, da? Sau al miliției. Al securității, al securității. Deci, un greu al, al colonelului Dumitru Ceacanica, care vine și anchetează cazul. Noi am găsit pe șasiu și numele a doi capitani, Vicol și Tudor, care au anchetat uh, cazul. În 1972 se închide cu autor necunoscut. Uh, ei deja credeau că lucrările au fost Trecut, au trecut granița de duminică până marți. Eu de lucrâne... ce totuși îmi pun aceste întrebări? Pentru că noi nu vorbim de o țară care, se, bun, era o țară care se reconstruia, dar nu vorbim de o țară democratică în care granițele erau mult mai relaxate, ci vorbim de un sistem totalitar care, în care paza granițelor era foarte strictă, în care știm prea bine și avem atâtea mărturii de oameni care au încercat să fugă și ce greu era și se trăgea asupra lor. Și de asta mă întreb, și de bine, de rău, totuși Muzeul Brucantal cred că era un obiectiv și în acel moment al țării. Deci mi vine greu să cred că în mijlocul regimului comunist de, de să asta ne, mă duc nu, cu gândul la să securitate gândim, să ne gândim sau și la tabluri, faptul, că am și ieșit foarte repede Să ne zare. gândim și la faptul, eu am găsit și aici în fondul de arhivă, să ne gândim și la faptul că în vremea aceea majoritatea, cred, angajaților din Brucantal, sau poate jumii jumătate, jumătate sau atunci începea să, uh -huh. să fie jumii jumătate erau, de, erau sași. Erau diferite vizite din Germania, da. din Europa, în, în la Brucantal, îi plimba pe la cărsa, pe unde nu știu ce, după ce a venea securitatea, dăm cu, cu subsemnatul Correct. ce ai făcut, cine a venit în vizită. Adică, cu siguranță, securitatea avea un obiectiv da, în ceea ce privește Brucăntal. Adică nu era... Eu, de la bun început, e și logic să o gândești așa. Și cine știe un pic de, de istoria comunistă, De acord. cred că ar gândi la fel, pentru că nu, nu, nu poți să-ți imaginezi. Dacă s-ar fi furat în Italia, mai înțelegeai. Sau dacă Dar în se românia... fură astăzi în Uniunea no. Europeană, de Poate acord. fi și o explicație până la urmă simplă. Pur și simplu cu niște valize de bani pregătite au mituit tot ce au putut și atunci s-a putut ieși inclusiv din țară din nou aceeași discuție, că nu ieșai în Austria direct, ieșai în Ungaria sau în Iugoslavia, Asta adică e. tot niște țări comuniste la bine Iar avea e o altă graniță după ce. Și ceia. bine conectate una la da. cealaltă. Deci... Și nu ieșai, nu ai cu niște valori mici adică, sau cu niște obiecte mici, că nu puteai să împachetezi uh, o pictură de 2 metri și să o faci atâta. Da. Cât, o, cât o făcea, da. era pânză. Adică, era unele lucrări care erau pe lemn. N-ai vei ce să gândi, mai faci. putem gândi că erau conectați la o rețea internațională? -a, chestiunea pentru e. Știu, uite, de ce te întreb? Există că... foarte mult folclor local. De ce și Logică pentru are bază. La momentul care în care împături, da. rulezi, faci ce vrei, ele trebuie să ajungă undeva unde sunt restaurate să zicem că unicul lucru fericit tot acest furt, e că poate au fost și restaurate de cineva special. Păi unele au, trei din 8 au, au, au fost furate restaurate no. și autentificate. Perfect. Adică există, noi am găsit fișele, din păcate încercând să facem acum, Muzeul Național București nu are o arhivă fotografică. Foarte bine pusă la punct. Aveți un fond de Avem fotografie, dar de de nu este înregistrat. Nu este înregistrat Am a trebuit să luăm o parte din fotografii din interior. Lucrul acesta a făcut bine. Măcar încercăm să aducem în în o anumită chestiune. Adică mi-e greu astăzi, de pildă, dacă aș vrea să fac o istoria muzeului, o fac. Deci asta putem să o facem. Discutăm cu specialiști și facem o istoria muzeului. Da, și și da. de la 1817 până în prezent. Dar dacă la text vrei să pui diferite imagini, aici ai o problemă. Uh -huh. Că nu ai un fond de imagini. Să Acum vezi cum arăta să... deci expoziția archivă, în sine. Da, în muzeul, în sine. Nu să vezi, vă vezi vă. cum arăta. Păi, există muzee din lume care ți respectă, au istoria aceasta Dar Nu știu muzeului. dacă sunt multe, multe instituții culturale din România care ar avea așa. Din timp. România nu, din Europa da. Acum, eu privesc spre Europa. Evident că ne uităm, dar mă gândesc că adică și după anii 90... Suntem la Sibiu, suntem la Brucănt, al privim... Știu un... că Muzeul Brucănt avea de mult timp un fotograf angajat care da. până la asta făcea fotografia, da. evenimentele și sediu și așa mai departe. Erau diferite pare. vizite, adică mai ales că Asta e o chestiune interesantă și totdeauna am spus-o. Uh, Noi avem noroc că brucanta lui e la Sibiu. Și Sibiu are un renume bun, da. muzeul are un renume bun, e în piața mare și atunci e o simbioză, o simbioză perfectă. Uh, cu siguranță au existat vizite diplomatice și tot felul de chestiuni și s-au făcut uh -huh. fotografii. Am găsit câteva fotografii, adevărul, că am găsit câteva fotografii. Așa cum arătau lucrările în vremea aceea în săli. Nici pe fondurile acestea digitizate maghiare nu ați găsit. Pe Fortepan, pe Nu, Pan. Nu, nu. Da, avem. Am găsit ceva cutii cu fotografii și cu uh, 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 zi, Filmele? filme. Va trebui să le punem toate și să vedem ce putem, ce găsim de acolo. Când ai uh -huh. sute de bucăți, stai și te uiți. Eu știu am o mică pasiune pentru fotografie și recunosc că știu, sunt atât de multe arhive de fotografie care deci zac, zac. Da. Deci nu, da. nu că măcar știe cineva și le-a pus într-o cutie, zac, zac efectiv. Da. Păi așa, așa e așa și la noi, da. arhive incredibile. Da, lucru. adică poți să găsești... Nu, nu în știu, eu, sunt... Da, găsești, poate stai și vezi o, o mie de fotografii care sunt fotografii cu lucrările foarte interesante, dar sunt e, foarte multe care sau, Bine, cu siguranță au fost și în arhivă și au fost casate la un moment dat. Da. Li s-au părut ne... ne uh, interesante și le-au casat. Da, e interesant să da. avem. Noi acum am spus că încercăm să salvăm tot ce putem, că totuși e bine să avem o bază și fotografică acestei chestiuni. Știm numele tablourilor? Toate? Da, știm, toate da, Putem să le amintim un pic știm, pentru... Da, toate. le știm toate opt. Cea mai importantă, Van, Eyck, Van, Dyck, pardon, da. Van Dyck, moartea Cleopatrei. Avem uh, Rosalba Cariera, o lucrare de mici dimensiuni, avem bărbatul cu pipă care a fost uh, recuperat uh -huh. și mai avem uh, Albert Buț uh, care era bărbat cu craniu, uh, astăzi autoportret, valoarea i-a crescut în urma uh, vizit, uh, expozițiilor care au fost în Europa și mai avem uh, astea sunt cele patru recuperatori. Patru recupe nu, uh, Pat, patru recuperate și uh, moartea globată nerecuperată. Okay. Mai avem un portret de... două portrete de bărbat. Nu Care știu am? cui. Uh, Christoph Amberger. Uh -huh. Nu știm, știu data ca să nu mint și ce o zic acum. Deci, uh, nerecuperat undeva în secolul pe 16, pe 1500. Și la fel un anonim german, tot portret de bărbat. Acum, din nou deci însă. trei portrete de bărbat nerecuperate și moartea Cleopatrei recuperate. e recuperată. În afară de Rosalba Carrera, toți sunt pictori flamanzi sau, da, germani. sau germani. Deci, deci aproape că și școala pe care vreau da, să o fure, de acord. o știau și da, știu. oarecum știau din... Mie și tizian, tizian. Tizian părere. recuperat, deci, care e italian. Deci, deci doi italieni, Rosalba Carrera, da. care e baroc. E un pic mai târziu. De tizian. acord, da. Și Tizian e renaștere și resul german. Și, și, și flamanzi, vandaică mie îmi dă impresia, dar până eu nu știu nu dar așa, ca un neofit că ei știu și ce fură da, deci asta e interesant s-au dus la foarte sigur adică, no, domne, ce găsim în sala deci, respectivă, furăm ce e interesant e faptul că... că au furat tot ce era în sala, nu, toate erau în acea nu. sală da, dar n-au furat tot ce era în sala deci s-au dus, țintit da, cu siguranță Clar. că s a, mi se pare să vii la un asemenea furt și să furi doar așa la întâmplare, nu cred Corect. cred că și au ce furau ce au furat. Uh, chestia interesantă e faptul că asta am găsit. Cele trei lucruri au fost autentificate prin care și dițian, uh -huh. uh, iar valoarea era destul de mică asta în fișe, înainte de furt. Deci, asta e interesant că, înainte de momentul. 1000, deci, înainte de furt, am descoperit câteva chestiuni care sunt. Uh, dacă merge așa pe fir, ci se par foarte interesante. 1. lucrările sunt 3 din 8, sunt cercetate, fotografiate, restaurate, deci ăștia și nu altele. Okay. Da? Poate să întrebe un profan, da? da? Înainte de chestiunea asta, directorul muzeului din vremea aceea. Lupu Nicolae, Lupu, Nicolae Lupu, face o interpelare poliției și securității și spune că muzeul are valori și ar trebui să aibă un sistem de alarmă. Chesiunea ajunge la București cei de la București se interesează în Europa de și bă, cred că spună Minscu nu are sistem de alarmă, deci nu se impune nici muzeului Asta știu că muzeul București și după anii 2000 avea această problemă, da? că încă nu avea paza corectă. Dar da. scrie și aici, că după ce, cred că București a fost primul muzeu cu alarmă și cu... Am serios? Da, și scrie și aici în arhive, am găsit, că l un moment dat cred că prin 70 s-au cumpărat sau prin 72 s-a achiziționat și a trecut un an și nu era... Pus încă în, în folosire. că nu erau specialiștii care să știe. Se poate, să și cei de, la, cei de la poliție, de la securitate, spun: Vă rugăm să faceți demersurile că s-a achiziționat uh -huh. și e ne nepus. Deci, asta e interesant cu câteva luni înainte să faci o chestiune din asta. Și după aceea mai există o mărturie în care, la fel, Nicolae Lupul întreabă pe Pasnic, care am înțeles că era unul la trei schimburi: â, â, Ce crezi, muzeul ar putea fi jefuit? Uhum. câteva zile înainte să întreb un paznic dacă muzeul poate să fie jefuit adică sunt unele lucruri care nu sunt întâmplătoare sau în primă fază nu sunt întâmplătoare de altă poate s putea și noi deja să căutăm indicii. Și asta e! un efect placebo. De acord! Ale, Acum, ale lumea lost. trebuie să înțeleagă că noi, ca și parte de oameni care lucrăm în muzeu, n-am dorit să, nu i datoria noastră să-mi facem o anchetă de Evident. poliție. Evident. Dar noi am cercetat tot ce am avut, am făcut un catalog și am făcut un cad de cercetare și o expoziție și am făcut o expoziție, să spunem așa, ca un exercițiu de memorie repara reparativă. În beneficiul muzeului Corect. și în beneficiul în primă fază a comunității bine. Mie și mi se pare o temă național. foarte bună, pentru că până la urmă, inclusiv îți aduce, îți aduce un moment sensibil pentru, pentru lumea culturală din România în față, îți aduce în prim plan da. sau îți readuce în prim plan în acest moment sau foarte mulți sunt convins că nici măcar din domeniul muzeologiei și din muzeele din România nu știu de acest mai, moment. mai ales că mulți acum sunt tineri. Exact. Și doi, până la urmă, ridică și o temă, pentru că așa cum vedem în știri odată cu celebrarea nu celebrarea, comemorarea cu tremul din București în care iară se face o analiză dacă rezistă clădirile, eu pun și întrebarea asta. Dar dacă asta s-ar întâmpla un furt din acesta, poate nu la Burcândal, dar la alt muzeu. De. Eu știu eu două, trei muzee din România în care sunt convins că ai putea pleca cu Deci expoziția, niște valori expoziția aduce un imperativ. Este. Avem, avem nevoie să ne protejăm patrimoniul și pe chestiunea aceasta? Eu cred că încă este o discuție deschisă. Nu doar Investește muzei, statul destul de mult no. ca valorile din muzee să fie foarte bine păzite. Dar nu numai din muzee, pur și simplu. Din colecții, din, de acord, no. sunt instituții, sunt instituții culturale de cercetare care au asemenea valori. Da, eu, deci, eu o temă de discuție. Noi și-am vrut să facem cu expoziția, să ridicăm diferite teme de discuție în mediul, pentru în mediul că național. Pe mine mă deranjează, asta am avut-o și cu alți Și lucrul spoleci. a fost bine, pentru că, mă scuzi, no. uh, uh, cu cine discut eu din partea de... Pe muzei a fost o expoziție foarte bine receptată și am primit foarte multe telefoane de la colegii din alte muzee Băi, ce tare asta! Uite, ar trebui să ne gândim și noi, sau ne am gândit și noi la un moment dat când am văzut titlul expoziției, ne-am gândit noi în muzeul nostru, dar la noi nu s-ar putea face așa? Sau ce ar trebui să facem noi să nu avem un asemenea Minister, lucru? Ministerul, îndrăznesc na, să dau eu da. acum niște indica indicații prețioase, dar ministerul ar putea să aibă o mare discuție pe tema aceasta cu managementul cultural din România pentru că eu cred că este o problemă. Noi clasăm în dragi obiecte și piulițe <gânt> și vederi și orice, da. dar nu se pune nimeni, nu și-a pus o întrebare de ce depozitare facem cu acest? patrimoniu da, deja clasat. Unde le depozităm, da, exact. unde le, cum le valorificăm Știm, și cum le protejăm. Ne amintim de cazul locomotivelor, care sunt tezauri da. și stau efectiv și nu, nici de măcar n-au -au, nici mai minimă protecție. Ruginesc, ruginesc acolo. Exact. Da. Uh, pentru că protecția nu este doar de furt, ci este și de intemperii și alte pericole, de acord. să zicem, de naturale. De Bun. Uh, deci deci... așa s-a întâmplat. Chestiunea e că ele cu siguranță au trecut granița că rămăsesem acolo. Foarte uh, rapid. Foarte rapid. România nu era în interpol. Deci ce Aha. Asta e interesant, că România intră în Interpol în 1973. Ok. Pam, pam. Și atunci, uh, în 1972, se închide cazul, autor necunoscut, la revedere, asta e. În Europa, piețele acestea, hai să spunem, negre de, de da. artă, în acel moment cam unde erau? Păi erau la Viena, erau Viena. la Paris, da, deci Londra, Berlin, era erau. Și Viena, putem presupune că ele. De acord. Înspre și Viena păi a mers. înspre și Viena au mers pentru că e, a fost foarte. mult. Deci să lumea știa așa, sau specialiștii știau așa. În 1968 se furau lucrări de la Bruckenthal. Nu s-au mai știut nimic, 72 dacă știau, se închide Militia cazul. Închide... La revedere, lucrările sunt Militia recuperate. Securitatea închide cazul. Securitatea. securitatea. E, cred că împreună, după aceea cred că securitatea a preluat cazul de la miliție și Corect. după aceea securitatea închide cazul și se știe că în 1998 au fost recuperate patru lucrări din America. Atât am știut. Ei, având partea asta, cum spunea profesorul Ioan care fusese la a venit la vernisajul expoziției Marele Fort de la Bruckenthal, având partea asta de arheologie. Nu, eu da? cred că era deja în minister acela nu. Cred că nu. Sau că cred că în 68 nu. Okay. Având partea asta de arheologie de muzeu de depozit, de arheologie de depozit. Asta cred că ar trebui noi să mai facem, un că fel de arheologie de depozit. Că avem, uite, cum ziceai tu, foarte multe pieze care n-au apărut niciodată, care nu au fost expuse niciodată. Uh, având chestiunea asta uh, și făcând o cercetare, și pe internet și așa mai departe, am găsit că în 1998 există un amplu material, amplu, cât de cât, putem să spunem amplu, că atâta s-a scris în vremea aceea, mm -hmm. uh, scris de New York Times, care vorbește că în America s-au găsit opt lucrări. Spuneai, în România nu s-a scris, se scrie după aceea, au fost recuperate, vin acasă, patru lucrări, ok. Uh, am încercat să găsim fotografii de la preluarea lucrărilor n-am găsit. Acum am avut de ceva vreme, tot am discuții cu domnul președinte Emil Constantinescu și încearcă și din sus să caute să vadă ce fotografii găsește și îl aștept chiar la... Iar o... parcă și a însoțit Da, așa e o chestiune frumoasă, da. da. Deci, Asta e, e fotografia. soția lui era sibiancă, deci De avea acord. oarecum și sentimentale legat. Deci, așa, și, așa am și discutat cu domnia sa că trebuie să vină la, un, la o chestiune, la o conferință la Sibiu și să vorbim. Da, mi-a promis că o să vină. S-ar putea în iunie uh -huh. să-l avem prezent aici. Uh, și mi-a deslușit și niște chestiuni în care noi aveam uh, la fel diferite întrebări. Ce interesant la. Uh, asta ar trebui să înțeleagă cei care ne privesc, ce e interesant la Marele Fur de la Brucândal, e că avem diferite chestiuni așa de cireașa de pe tort. Adică avem câteva chestiuni care sunt destul de siropoase la noi. Deci, New York Times scrie foarte clar că există un tip mai copriș, despre care nu se știa în România, nu s-a scris, nu s-a știut nimic, există un tip mai copriș și care fuge din România prin 70, trece Dunărea în not. Decis, da, da, deci, da. că în da. se duce. De acord. Ajunge la Sigur, în Iugoslavia, da. da. ajunge la Viena cu ainele de pe el și cu câțiva dolari în buzunar. Și scuze, uh, ca, ca, să. Uh, uh, cei mai în vârstă știu, dar se știe că în o era un lagăr în care stătea. De, de acord, o perioadă. de acord. Nu trecea imediat. În zi, nu te el, el, ajunge la Viena după imediat. Uh, la un moment dat, uite, nimic nu întâmplător. Poate mm. unii știau istoria asta dinainte. Uh, nu fac nicio chestiune, dar... Ei, el ajunge la Viena, îi vine o femeie de etnie romă în față, zice, am patru tablouri, vrei să le cumperi? Și păi n-am, numai 80 de dolari în buzunar lasă că împrumut de la o mătușă din Ohio, zice, <laughs> zice Michael Prish, îmi trimite mătușa din Ohio în 70, uh, 1200 de, de 1000, 1977, 1900, uh, da, uh, 1200 de dolari, îi trimite mătușa 1200 de dolari, cumpără 8 lucrări, 8, nu știu 8. ce sunt, uh, scuze, 4 lucrări, cumpără 4 lucrări și merge cu ele în America. Aici, nu știm ce lucrări. Deci, în acest moment nu, nu era. Lucrările, nu, în momentul ăsta, nu, în momentul acela, nu știm ce nu lucrări. nu știa că sunt cele. Da, el nu știa că au fost furate de la Bruckenthal, ok. Știm că sunt lucrările care au fost recuperate. De ce? Pentru că el după aceea ajunge în America. Dar interesant și asta, cum se ajunge în Statele Unite ale Americii în 70 cu patru lucrări. Pentru cei care nu cunosc acest domeniu, și aici suntem amândoi cu, cu experiența noastră în domeniu, ca să ieși cu un tablou din România, care nu este Fanaic, -like, care este un simplu tablou da. bitat poate de Florin, uh, ai nevoie de un act da, de autoritatea statului în domeniu, Direcția de, de Cultură sau Minister direct, care spune că poți să ieși cu el. După care la graniță... semnate de un expert, îți spune de despre, despre ce acolo. De la acord? graniță tu trebuie să ai expertiza respectivă și uh, toate actele acestea ca să pot, ca și grănicerul, să-ți permită să ieși. Și repet, noi vorbim de oarecare tablou, nu vorbim de o capodoperă. Ca să fie capodoperă, bașca trebuie să ai și o sigurare pe el. Și atunci... Deci hai să zicem, o, o ieși din România ieși din cu ele. să ajunge în state cu patru de, tablouri. Vezi, iarăi povestea. Deci de. fură unii opt tablouri, ajung cu ele în Viena. Nu știu dacă toate opt au ajuns în Viena. și încă patru au ajuns în Viena. Deci pe unde au ieșit cu ele nu știm. Corect. După aceea știm că patru lucrări au fost luate din Viena și au ajuns în Statele Unite Corect. ale Americii. Și asta. La New York sau în altă parte? La New York. La New York. A, așa. Care din nou este o piață de așa Da. Știm că în 1976 tipul ăsta mai copriș primește cetățenie a statului american. Uh -huh. Și asta știm cum se primește cețețenia. Creu. Da. Ok. Unii Bun. La ca să... Și tipul stă așa din 70 și ceva până în 1996. Stă cu lucrările în living room până când Cred că la un par de whisky sau bourbon, cu ochelari, îmbătrânind, ia o lucrare de pe perete și vede că pe spate există un sigiliu asemănător cu al casei de Hohenzoller și vorbește cu un expert, un prieten, spune -mi și mie ce, este? ce avem noi aici. Și tipul face o fotografie, un tip conștiincios, face o fotografie, o trimite la Institutul de, de Artă de la Haga și primește imediat un răspuns. Lucrarea este Albert Buț, bărbat cu craniu, furată de la Muzeul Brucantal. Tipul anunță poliția. Expertul. Și, expertul. Anunță poliția, poliția îi vine la domnul Mike la ușă, cred că cioc-cioc, mister... Și spune, a, păi nu, da, am o lucrare, însă mai am încă trei. <laughs> Da, stați. Da, stați. Băt. cred că eu zis băt. băt. I'm only do Another da. three. și eu îi duc încă trei lucrări. Poliția le ia toate patru. Toate patru se dovedesc că, că sunt, că sunt furatele la brucantal. Și era chestiunea le, duce la, le, duc la poliția din Statele Unite ale Americii, le fac expertiză în alta Uh -huh. Se văd că sunt furate de la Brucantal uh, și se pregătea o vizită a domnului președinte Emil Constantinescu în Statele Unite ale Americii. Ca să, deci, vizita președintului nu era gândită pentru aceste tablouri. Nu, ci coincidența fericită a făcut ca el să fie prezent în America. Uh, nu, Emil moment... Constantinescu mi-a spus așa, în perioada aceea, și de asta vreau să vină la. Uh -huh. și chiar doresc să vin la, la Sibiu la o conferință. Uh, mi-a spus așa, România avea mari probleme financiare. În perioada aceea Avea, corect. aveam foarte multe datorii, la un moment dat ajunsesem în incapacitate de plată, eram în Ea ne am spus, bă, fraților, ce faceți? Și atunci am vorbit în America, am vorbit direct cu președintele Americii, aveam face linie fixă, vorbeam cu el, face, era și problema cu Kosovo, cu Iugoslavia, cu războiul de acolo și noi eram destul de bine văzuți de americani pe această chestiune. Eram un pion important în, în bazinul Europei din acea vreme și astăzi, uite că... Corect, așa Așa și uh, m-am dus în America să discut pe chestiunea aceasta de împrumut și de ajutor financiar și uh, eram prieten cu președintele băncii mondiale. Uh -huh. Deci așa mi-a spus Emil Constantinescu domnul președinte, pentru că eu l-am întrebat, domnul președinte, eu am o singură îndumerire. De ce cele patru lucrări după ce au fost... Luate de la Mai Copriș. Deci, lucrurile au fost luate de la Mai Copriș, Poliția îi spune, ai o chestie de declarat. Nu dorești ceva, dacă se poate ajori. Să mi se plătească valoarea lucrărilor pe care eu am plătit-o la Viena, adică 1200 de dolari. Nu știu dacă i s-a plătit 1200 de dolari. Probabil că mai trai și mătușa din Ohio. Taxele de curierat. Nu știu, așa. De ce lucrările. Merita o lucrare cu o istorie a mătușilor din România, cred că ar fi interesant. Vezi? Și uh, am spus de ce au fost depuse la Banca Mondială. Da. Pentru, că, pentru că lucrările au fost depuse la Banca Mondială. Noi n-am fi așteptat să fie ca la și National Storie, Gallery ca din Washington. Da, să fi fost expuse la Metropolitan Museum. Nu, ele au fost expuse la Banca Mondială și mi-au spus, eu am avut o vizită la Banca Mondială, îl știam pe directorul Bancii Mondiale, eram prieten cu el și lucrările au fost expuse acolo și în maniera asta, când m-am întâlnit cu toată, cu, Persoanele importante din America, am avut și chestiunea aceasta și mi-a spus chiar o chestie interesantă. Noi am preluat cele patru lucrări, dar atât noi cât și cei din America, și mai ales Pres, au, au crezut că e un eveniment minor, că pe lângă împrumutul și chestiile importante pe care statul român le-a realizat în urma vizitei lui Emil Constantinescu în America, am venit acasă și cu patru lucrări. Face poate astăzi, dacă ne gândim, poate vizita aceea a fost la, foarte importantă și din cauza aceasta. Deci se întâmpla în 1900? În 1998. Ei, deci el se președintele, duce... președintele Băncii Mondiale era James Wolferson, da. australian. Da, da. Și okay. mi-au spus că îl știa, erau în relații foarte bune, vorbise cu el la telefon. Bine, aici statul american, să spunem așa, încalcă legea, pentru că legea spune că dacă se găsește ceva pe teritoriul statului, bunuri de mm -hmm. culturale, de valoare, rămâne în custodia statului, ei, ei, fac ei ne, și ne, ei le ne fac gestul și le ne returnează, după ce a existat chestiunea de... De asigurare, am înțeles, dar și aici e un folclor. Dar, uh, domnule Emil Sandescu a spus, bine, eu le iau, dar ar trebui cu asigurare. Păi nu, cel mai bine le-au spus și din America, dacă vreți să nu mai aveți nicio problemă cu asigurarea, uh. cu transportul, luați-le în aeronava prezidențială Corect, și este. nu aveți nici o problemă pentru chestiunea asta Și iată că patru lucrări pe care noi le avem astăzi în colecție vin cu aeronava prezidențială, călătoresc, să spunem așa, la București, la București. Au fost expuse la Muzeul Național de Arte a României și apoi când lucrările au fost uh, cele 19 aduse la Sibiu în 2006 au venit, cu au, venit, cu... au venit au venit în lot și a deci o perioadă de o perioadă 8, au fost pe 10 ani o, perioadă, o, perioadă, o perioadă au fost expuse la București și după ce au venit acasă deci cred ele că au venit, -au venit în acasă, imediat la Sibiu. ba da, după ce au venit imediat și după ce au venit cele 19. A, ok, am înțeles. Da, nu au stat atât de mult. Au venit imediat acasă și după ce au venit ramele originale mai existau. Păi, chestiunea a fost așa: că de ce a început povestea? Pentru că. A fost când... la Rosa Alba care era, erau. Da, da. Uh... Putiuțe, nu știu dacă ramele celorlalte care au venit la o mare parte au fost ramele originale, pentru că unele au fost în decursul vremii refăcute și așa ramele mai departe. Ramele din 68, să spunem. Da. Uh... După cum se văd lucrurile din fotografii, sunt în, în, în aceleași rame. Okay. Chestiunea, povestea cu furtul a început în septembrie 2022, la preluarea mandatului de manager interimar, când împreună cu uh, Dana, cu directoare, am zis Hai să facem o vizită în toate spațiile muzeului. Eu fusesem, să zic așa, în vreo 70%. Uh -huh. Dana, din păcate, nu fusese nici în atât. <laughs> De deci era deja și era anul. de mult, dar nu i s-a permis am să mă, meargă chiar. în toate spațiile și mi-a zis, ba, chiar vreau să vin și eu să văd tot, uh -huh. să cunosc tot. Și am ajuns și în depozit, eu mai fusesem în depozitul de artă europeană, dar fusesem doar să văd o lucrare sau ceva. Și când am stat mai mult, am văzut un pachet, un pachet așa cât dulapul acesta, cât raftul acesta de bibliotecă, și a pus întrebarea stupidă din BD la munte și la mare, ce avem noi aici? Și mi s-a spus, nu știm. Acum am mai discutat și cu câțiva angajați mai vechi, ei nu se știa. Păi, bine, nu știau ce e acolo, pentru că le-am spus și eu o întrebare. Bun, dacă știați de cine ați deschis pachetul? Correct. Sau dacă știați ce e acolo, de deci ce nu figura în fișă ce e acolo? Pentru că nu se știa ce e acolo. Era un pachet învelit în carton. Domnul Alexandru Sonoc, șeful Galeriei de Artă Europeană, mi-a spus, Alex, nu știm ce ramă sau șasiul, uh -huh. îi de la Marele Fur din 68 împachetat, nu a umbla nimeni la el, că e așa, zic, bine, dar are un sigiliu, mai ceva. ce probă, poate. Da, da, <laughs> da, zic, are sigiliu, hai să vedem, putem să le deschidem. Nu era sigilat de poliție sau de securitate, era cu sfoară și am spus, bine, mai avem ceva de la Marele furt, face, da, mai avem o ramă. Rama lui Amberger, portret de bărbat, mai avem o ramă. Altceva mai avem? Nu. Și bun, atunci am vorbit și cu colegul nostru Radu Părean, de la poliția din Sibiu, l-am chemat și fiind el să, pe, pe el El specialist, l-am chemat și pe el să fie prezent când am deschis, chiar dacă nu mai exista nici nimic pe pachet. Bine, și dacă exista un sigiliu, miliția nu mai exista, securitatea nu mai exista și am deschis atunci pachetul și cred că au fost aceeași emoție care au avut-o și doamna Ciungan și toți care au preluat lucrările pentru că n-am știut ce e acolo, toți am rămas așa și am deschis pachetul și am găsit uh, șasiul lucrării în uh, moartea Cleopatrei al lui da. Van Dijk, da. Ce era interesant, că era un șasiu recent, deci ce spuneam noi, lucrarea a fost restaurată, lucrarea a fost întinsă pe alt șasiu, da, un șasiu de secol 20, 1900, cred că chiar 60. Am găsit uh, diferite, deci noi astăzi mai avem Van Dijk doar pe cantul șasiului, din când în când au fost luate mostre și uh, semnat uh, decembrie 12 decembrie, 16 decembrie, semnat capitanul Vicol și Tudor. 72. Deci înseamnă că acel șasiu n-a fost uh, împachetat în 68, uh -huh. ci a fost împachetat în 72 sau după 72. Viața unui tablou e tumultoasă. Citisem un da. raport al Reich Museum că uh, uh, Tabloul renumit al lui Rembrandt, Rondul de Noapte, da. a fost decupat ca să încapă într-un alt șasiu mai bine, <laughs> și nu intra între două ferestre și într-un cadru. Și ei acum, de fapt, asta era ideea, că lucraseră la reconstituirea tabloului original. Da. Uh, și sunt convins că așa este peste tot. Deci noi avem foarte multe chestiuni din asta. Și acum, când am fost la Arsafari cu Van Eyck le-am spus o chestiune foarte interesantă. E interesant că Van Eyck e singur din România și da. unul dintre 20 de lucrări care se mai păstrează în lume. Dar este interesant faptul că în 1902, 1906, 11 comunitatea artistică germană din Sibiu și Brașov ridică problema vânzării lucrării și achiziționării artei contemporane din vremea aceea și a restaurării muzeului și dar, vroiau, spuneau artiștii, păi hai să vindem Van Eyck, facem bani. Stia, Nike, da și-au și de și au, și au deja că-i Van Eyck, atunci okay. știau. De la, de la sfârșit de 1890 încoace știau, fusese expertizat de știau că-i Van Eyck, Haideți să-l vindem și să cumpărați artă Bine. contemporană. Deci e o chestie interesantă în vremea Arunc aceea. Arunc așa o piatră într-un lac pentru că nu nu sunt specialist din nou, dar cred că a fost o mică dezamăgire pentru comunitatea germană din Sibiu, care era în momentul acela al emancipării ca și cea românească, să nu mai fie dură și să fie Fanaic, care era un flaman cu care ei nu aveau treabă culturală directă. Da, mm, și S-ar putea să fie și o reacție. Deci eu am citit, uite, asta e o altă Nu știu de dacă discuție. Fanaic la acel moment era. era. avea valoarea era. care are acum al lui. Era, era valoros și în vremea aceea. Deci de ce? Hai să facem o, o paranteză pe chestiunea asta. Deci da. fiecare lucrare are o, o. sau unele dintre ele au o poveste foarte faină. Evident. Chestia cu Van Eyck are o chestiune foarte. foarte tare pe chestiunea asta, mai ales că când îl cumpără, semna Dürer, pentru că Dürer, în vremea lui Bruckner, avea de acord, avea o valoare mai mare decât Van Eyck. Toată lumea a crezut că e Dürer, că așa se semna, da, în fișele, în primul ghid mm. al Pinacotecii, Brukend, al 1844, apare ca și Dürer. După aceea începe să se schimbe mm. uh, chestiunea, e autentificată în străinătate, participă la Londra în 1906 la o expoziție, Van Eyck, deci îi crește okay. o chestiunea. Vin artiștii, la fel ca și astăzi, vin artiști contemporani și zice bine, dar de ce artiștii contemporani nu au nu lucrări super, în muzeu, perfect. nu suntem promovați, de ce, nu știu ce. Bun, pentru că nu avem bani, pentru că nu avem spații și așa mai departe. Și atunci artiștii din vremea aceea, din, de, acum poate dau idei. <laughs> Artiștii din vremea aceea germană zice: Păi, vindeți o lucrare din muzeu, pentru că oricum muzeul e vechi și e cu artă veche, și pe cine îi mai interesează arta veche, și cu siguranță dacă am face acum o colecție de artă contemporană, uite, lumea ar veni, că ar fi un, un nou aer proaspăt în muzeu și așa. Și să știi că au fost primite oferte chiar de la Muzeul de Stat din Berlin pentru a cumpăra lucrarea. Normal. Și muzeul uh, a primit în 1911 o ofertă de la un american, proprietar de mină, care dădea aproximativ un milion de florin Am vorbit și cu domnul Sonon să facem. Este o sumă enorm, ar veni cam un milion de coroane. fluctuația atunci au fost destul este de o mare sumă enorm, oricum. Să milion, ne gândim că un milion de coroane. Enorm. Da. Că făceam și acum am spus, catedrala, construcția și împodobirea Catedralei Metropolitane Ortodoxe, care e în acea perioadă, așa așa. a costat 980, aproape un milion de coroane în totalitate. Da, deci este ceva. Deci era o sumă importantă asta. să cumperi, să. Deci și a existat chestiunea asta. Bine, până la urmă nu s-a vândut lucrarea, am spus, oh, băi, nu. În are Sibiu să suferea în acel moment, pentru că se închisese tot mai mult într-un regat tânăr, nou, da. efervescent, cum era România acelea, și era într-un fund de regat care totuși căuta identitatea cel maghiar da. și Sibiu își pierduse o pic din, din lumina aceea și probabil că de era o perioadă na, nu tot mai propice pentru, da. pentru nici pentru mediul cultural, asta știm cu siguranță. Au, au fost niște ani mai grei ai Sibiului până în 1918. De acord. Da, și asta e chestiunea interesantă a lucrărilor. La fel, ele se întorc din America, cele patru sunt aduse la, 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 la Sibiu. Ma, E interesant faptul că unele au crescut în valoare. Tizian, ne-am uitat în fișele din 68, avea o valoare foarte mică în vremea aceea. Se scria. Se tizian, știa, Tizian. Sau atelier, Tizian. Okay. Nu se știau. Chestiunea asta e foarte bine și acum se știe. La noi, în principiu, știm ce capodopere avem și așa mai departe și asta face parte din dorința noastră de a expune capodoperele în Europa, pentru că sunt specialiști acolo. Corect. Și tu ai menționat, da, eu sunt specialiști pe artă românească, grafică, acolo e special. Bine, în general, eu pot să spun că sunt un specialist foarte bun în Smigelski, dacă m-am ocupat atât de mult. Dacă văd o lucrare și prin poză, știu dacă e sau nu. Acolo sunt, ar... sunt specialiști în Europa doar pe un anumit artist că deci, petiția. Da, petiția pe Van, Eyck. Petițiam pe Van Eyck și așa mai departe. Toate lucrările noastre au fost expertizate. Și și de Bruegel, se știa înainte că era Bruegel cel bătrân, ce a fost -a. la Luxemburg, ucerea pruncilor, e cel tânăr. Uh -huh. uh, la Arberbus, lucrarea care a făcut ca din cele patru să vină la noi, să se recupereze bărbat cu craniu. Se știa că Fascinant, e, Victor, da, se, se știa că e bărbat cu craniu, a fost în expoziție și ne-au spus expresii. Nu, nu, nu. E ultimul autoportret a lui Buț. Deci valoarea deja se dublează, e altă poveste. Una să ai un bărbat cu craniu, Correct. un tablou și una să ai autoportretul. Da, Din cauza absolut. asta și craniu, ca și simbol al, al morii și al... Un fel de da, memento. Da, memento morii. La fel, Tițian, simca Tizian, de, Vanayic, deja se știe că e Vanac. Deci, expozițiile, participarea la expoziții internaționale, ne aduc și autentificările lucrărilor. Uh -huh. Și atunci lucrările au crescut în valoare. Ei, Mil Constantinescu vine. Asta e interesant că nu avem fotografii de la chestiunea asta. Încerc să vedem dacă găsește domnia asta niște fotografii, să știm cum arată. În 2006, după retrocedarea Palatului și a unei părți din colecția Muzeului Național Brugnal, pentru, în care trec în proprietatea Parohiei Evanghelice Cea din Sibiu, atunci acele 19 lucrări uh -huh. de la București confiscate în 48 sunt aduse și la Sibiu și în 2006 se inaugurează. Galeria de capodopere a Muzeului Național Bugnal, între care vin și cele patru recuperate de la Marele Fur din 68. Deci, asta ar fi povestea, să spunem, interesantă Da. Bun. Aici văd că ai trei dosare de. Pe unul scrie securitate. Da. Arhivă, fond informativ. E ceva da. interesant, față de ce acolo sunt camerele. Da. Uh... Eu am. a reținut ceva ce. Da, sunt, sunt diferite chestiuni foarte interesante din uh, 1968-69, uh -huh. cu diferite memorii. Au fiecare, la un moment dat, fiecare uh, uh, angajat are un anumit, să spunem, așa, fișă, cazier, uh, unde au fost. Se regăsesc aici? Se regăsesc aici, da. Fără nu știu ce, fără nu știu ce. Uh, și după aceea există o anumită chestiune a celor care uh, făceau diferite vizite, din care și prin unul nostru comun, Martin Ril, da. am găsit aici că dădea uh, securitatea cerea după ce a, că a plimbat un tip la prin Sibiu și la Brugendal și de cu subționatul. L-am luat de la aeroport, da. l-am plimbat, am făcut. Era o plăcere, cred că pentru oamenii de, de, Ce? Cultură. Pentru că am găsit aici, uh, Muzeul Brugendal spunea că au fost vizitat de câțiva uh, specialiști din Germania, începând din 66, 67, 68. Fo și a, uh, li s-au părut diferi uh, foarte interesant chestiunea asta, că uh, cei căutau oamenii ăia la Brucantal. Acum, dost, tot fondul ăsta ajunge până în 1989, după ce există un furt la Independența și îl bagă și pe ăla aici, cu niște copii săraci, niște elevi care fură nu știu ce pe acolo, și ajunge până în 89 cu toate. Chestiunile și rapoarte pe care miliția sau securitatea le făceau despre Brucantal. Că a fost vizitat de nu știu cine, că există o problemă, că nu știu ce angajați, nu știu ce chestiune, că uite, s-a deci, Era un dosar brucantal. Era un dosar Bructal, cu... da, pornit de la marele furt. Dar să nu uităm faptul că ar fi trebuit să mai existe un dosar la poliție care. Am primit hârtie care a dispărut. Acolo, cu siguranță, erau și probe și... Bine, ca să spuneam, pe șasiul, rămăsesem la șasiul, pe șasiul din 2022, am găsit, deci, bucăți din, din pictură și amprente. Uh -huh. Am găsit urme de amprente și atunci ne-am gândit că ar fi interesant să facem povestea. Ei... Aici fortuna vine, destinul, că era, se împlineau chiar 50 de ani de la Ia, cazului. Anul cazului. Deci a fost o chestiune o pur întâmplătoare și atunci împreună cu, cu echipa muzului și am o parte din presa din Sibiu și din presa națională, deja era interesată cu câteva luni înainte. Trimisese, este o temă, este o temă. chiar. Da, și trimisese profesorului Luca niște întrebări. Uh, despre marele fur și despre securitate. La unele a răspuns, la unele a zis că nu, nu e cazul să răspundă, că nu este uh, o, o chestiune interesantă și nu ar trebui să facem uh, să dezgropăm morții pe chestiunea aceasta. Și am spus, nu, e o poveste a muzeului, e o recuperare, asta mai avem și până la urmă hai să rearătăm uh, sau să arătăm celor care n-au șut niciodată că uite ce lucrări am. Noi, yeah. noi am mărit lucrările la mărimea originală, am găsit și o ramă asemănătoare cu Van Dyck și am pus toate lucrările în rame așa cum ele ar fi trebuit să arate, să arate în muzeu. Deci o reîmprospătare a memoriei sau până la urmă Parec. o chestiune în premieră pentru cei care n-au șut de exact. chestia asta. Burcantalu, sau muzeul Burcantalu, așa este, era mult mai mare ca acum atunci. Era de fapt ce este și astăzi muzeul Astra. Sau mă rog, se luc deja... Păi nu era, nu, nu era mult mai, mai mare. General. Nu, că gândește-te că... Uh... P avea și istoria, muzeul da, da, istoria... Pe ce... A, da, în chestiunea, a, da, asta, da, ce... în chestiunea asta, da, în chestiunea asta, da, da ca, ca, ca instituție era mare, da. Nu să ca și spațiu. Uite, Irimie, săracu, a fost cel care păi, a fost urmărit așa, și, și una alta. Și de spun eu, de mare rangă. A, și trebuie început... să știm, nu, trebuie să știm o singură chestie, că Uh, șeful galeriei de artă este închis, face închisoare o perioadă pentru că nu, nu neapărat pentru zis jap, nici neglijențe, nici costuri, nici chestiuni Bănesc, din astea. un Da, trebuia un țap Da, bine, da. Uh, Teodor Ionescu, cred că? L am înțeles. Da, uh, am înțeles, zis, spunea și doamna Ciungan sau ceilalți, că atunci când a revenit din închisoare, a fost așa un șoc pentru unii. Uite, eu sunt cel care am făcut închisoare, și așa mai departe. Da. Pe chestiunea asta au mai venit cei care spuneau că ei lucrau aici, sau că am un caz când un tip care era în miliție se ocupa de Brucantal a venit chiar la venisarea expoziției, că nepotul lui a fost bătut în beciurile miliției din Sibiu, pentru că el era student, fusese la Muzeul de Artă din Cluj. A văzut că unele lucruri la fel și acolo sunt de expuse cum sunt de expuse și pot să fie furate și pot să fie ochise. și tipul a scris miliției. Vedeți că tablourile mi se par că nu sunt așa cum trebuie protejate. Ei, miliția a lăsat uh, scrisoarea deoparte când s-a întâmplat chestia cu Brucăntalul unul de la Cluj, și poi s-a mai că parcă unul ne-a scris și nouă de niște tablouri de muzeu și luat așa, nu cred că erau foarte multe case de muzeu, ajungeau da. la miliție și l-au luat așa, cea canică am înțeles că l-a chemat aici și la un moment dat îl cheamă pe tipul ăsta de Erzi. el mi-a spus că după, el se ocupa din partea miliției de Brucântal, dar după o vizită pe care Ceaușescu a făcut-o la Brucântal, el a fost dat afară pentru că la un moment dat Ceaușescu iese din muzeu și cineva vine și îi un plic Aci au venit o să soaică și eu, în mânat un plic, își au rămas securitatea, înmărmuriți cum o putut, ca cineva din public, să se apropie atât mm -hmm. de mult de deci Ceaușescu Și atunci au zis, pe mine m -o tras pe linie moartă. Și mă cheamă cea Nica, la 12 noaptea și îmi spune: Băi, uite, stai să vedem că poate mai sunt niște probe cu furt, poate mai și tu ceva face avea chestiunea asta de a te toca așa încet, încet uh -huh. și psihologic. Mi-a spus, te te așteaptă cineva în beci cu care va trebui să vorbești și să... că deci, când m-am dus era chiar nebotul meu. Păi să nu pic, că s-a niciodată în Sibiu, adică de unde până unde. Corect. Deci au fost și partea asta de, de traumatizați. Mi-au spus asta și la angajații să... că multă vreme nu s-a vorbit nimic. Sp spune și uh, uh, doamna Numai Trește, care era uh, supraveghetoare, că a existat o anumită teroare și o anumită chestiune de frică, pentru că am înțeles că ei au fost închiși în muzeu, n-au părăsit nimeni muzeul timp de o perioadă de timp și așa mai departe, cu anchete, și au fost vorbim, o anumită presiune. Noi vorbim de o securitate care de deja își făcuse renumele înfiorător în, în centrul populației. Da. Unul la mână, doi la mână. Să nu uităm că vorbim uh, tocmai uh, chiar ultimele loturi de, de, în urmă cu 10 ani, de la momentul furtului fusese un mai, uh, dita mai dosarul uh, de intelectuale arestați de securitate cu noi, ca cu, de fapt, era și grupul noi ca Pilat, nu are treabă cu Brucul da, a zic, da, iată, da, uite, da, ultimele da, mari da. arestări din România, tot, cu, tot de intelectuali, s-a îngrijit securitatea, între timp eliberați odată cu uh, de relaxarea din anii 60, pseudo-relaxarea din anii 60, Repet, teroarea și frica de securitate exista. În momentul acord. când a venit securitatea, cu siguranță, mulți au înlepnit și uh, le-au apărut bruziște niște fire albe. Da. Uh, pe de altă parte, era un afront adus în sine securității, pentru că s-a realizat. Să zicem că mergem pe da. ideea că, da. repet, nu sunt ex anchetator, de acord, da. nu știm, dar... Cu siguranță, cum? Sub ochii nu și s-a putut Exact, da, sigur, trebuia ceva. un exemplu. Și da. pe de altă parte, o și-a și au închis cazul cu, cât mai mult, pentru că Uh, cu greu se aflau niște lucruri, iată... Eu eram... Oricum, chestiunea se răopată pe da. securitate, pe, pe milicie, pe statul comunist, uite, exact. se întâmplă ca de la... Eu eram licean când am văzut emisiunea lui Manolescu, bun, da. era normal că eu să nu știu multe, dar când i-am întrebat pe bunici, mai erau în viață uh, Și unii dintre ei, unii știau, unii... Dar bine, știm că la cazul cei bătrâni, a fost, cazul a fost mușamalizat Știm că la ce era și frica aceasta până la moarte mult s-au dus. Uh, nu să zicem spune. că nu se știe dacă da. se da. întâmplă ceva. Da. Și da. mai bine da. te protejam lasă așa. Părinții știau deja dar foarte puține lucruri. Noi aveam un vecin care tangențial fusese cred că uh, bunicii arat. mei, aveau un vecin care tangențial cred că a fost și el supraveghetor sau paznic ceva la o Brucântal, perioadă da. la Burkenthal sau o cunoștință, în fine, nu contează, dar în fine, vreau să revin la, la securitate. securitate. Marea presiune a securității nu era neapărat către omul de rând, care se ducea, muncea, venea acasă, ci presiunea era către inteligența României, iar intelectualii, iar cum da, repet, profesori, cum oameni de, la, de muzeu, specialiști, da, de acord. Iar, Totuși, la Muzeul Brucant, asta am vrut să spun, și a, a, când am zis prima dată, era o echipă de cercetători bună, care astăzi este studiată în România. Da. În frunte cu Nicolae Lupu, da. Mie care a creat da. muzeul, uh, Martin Reilly, da. uh, Corneliu Bucur tocmai a intrat atunci în echipele da. tineri și da. mulți, mulți, mulți alți, alți oameni care. Uh, era, era, cred că și pentru ei a fost un moment destul de, 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 de greu, mai ales că cu siguranță mulți din angajații muzeului Brucand au trecut să prin închisoare închisorile comuniste, da. deci n-a -a fost nici pentru ei un, un moment, cât să, să spunem, relaxant. Nu, cu siguranță așa Și poate spuneam. a merita, să zicem și o analiză, bine, nu voi muzeul, dar da. poate cine, sau poate, de ce nu, este un specialist și a Presiunii pe care Securitatea o făcea asupra intelectualității, da. deja în anii 60-70, când lumea zicea că trăim bine, relaxați, da. aveam multe Deci, asta a fost și o, o parte și să spunem că așa. se întâmplă da, asta a fost poate și o chestiune în care nu s-a vorbit foarte mult de marele furt. Pentru că lumea a fost terorizată, n-a mai vrut nimeni să vorbească despre chestiune, mai ales că Securitatea a existat până în 89 și atunci. Unor le a fost frică să Unii au activat și după. Unii au activat și după, de la unii le a fost frică să mai deschidă da. subiectul. Se știau că mai sunt urmăriți, un altă, și atunci a Din câte știu, cei care intrau în urmărire erau până la finalul vieții, dacă de acord. Dacă, da. dacă nu prindeau revoluția, da. erau da. urmăriți. Da. Da. Știu că despre Noi ca sau da. încă, și da. funcționa deci încă în 89 da, o o da, se Da, 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 era da, da, era luat în colimatoriu. Da de acord, erai persoana non grata. Tu ți-ai 89, noi care da, deja decedat. Da, uh, da uh, cred că mai deschid un subiect, nu este, nu este locul nostru să-l deschidem masă, dar cred că mai deschid un subiect greu, nu știu dacă s-au făcut cercetare aici, tu să-mi spui despre prăpădul de artă care s-a făcut post instaurarea Comisiei România, când marile familii, pentru că știm că au existat cu, nu că știm că, cu siguranță, Acum, au existat că mari și... familii care Așa? aveau tablouri, cărți de valoare, sculpturi de valoare, Acum că unii, cum era fost doctorul Vintil, nu neapărat o personalitate, dar și-a donat toată colecția și avem minunatul muzeu de la Ia. Topalu, avem cazul, s-au la Sibiu. Dar mulți, efectiv, le-au dispărut colecția. Păi, și au mă uitam, ajuns unde? Mă uitam la... Și nimeni n-a studiat treaba. Da, acesta. mă uitam de pildă la memoriile profesorului Jurescu care vorbește tocmai de chestia asta când vine securitatea da. și trebuie să părăsească și face aveam în casa aman, da. aveam unde, și, eu, unde și eu, că eu... la, un moment dat, la un moment dat chiar zice că avea o colecție de timbre, ceva, eu vrut să-i înjure așa ca lumea și nu i-o lăsa să ia nici colecția de timbre, face băi, era o colecție valoroasă da. și a zis, uite, mă, și s-au sau pur și simplu s-au dus. În toată, legi... dar știți că, știi care este problema? Că în toată legislația aceasta de retrocedări nu există nu. nicio măsură măcar de de nu, nu știu cum, cum să-i spun că este este, este, este este un proces greu a acestor valori pe care bine, dar ele, ele nu au adeți, fost inventariate casele de la... sunt acolo da, dar... da, eu știu cazul că merg acolo și am diferite expoziții și am un contract foarte bun cu caselul Cantacozinot din Bușteni uh -huh. care la fel, la fel a fost confiscat tot, transformat în spital se știe că valorile au fost duse, mobilier și tablouri și așa mai departe, argintărie, într-un depozit. Ok, de acolo nu se mai știe nimic. La, și nu deci s-au dus fiecare la, de și la, Nu, 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 nu. Fiecare și la, un, și la un sushi, Cred că era foarte simplu, ca și, cred că... ca și securitate, ca și miliție. Da. Te duceai ca în casa omului. De, de, acord, îl de afară pe ăla, unde îl duci, cum l-a dus pe ăsta. Îi dădea o cameră undeva și la revedere. Da. De acolo intra, intrau alții în casa lui, da? Că casa era mobilată. Dar merită, poate, scuze, și ce să cu siguranță, că... zi, vorbim de carte veche, mai ales istorici, da. profesori, doctori. La București cunosc și eu familii bune din București și știu ce există în unele case. Te duci și vezi acolo 10 Grigorescu, nu știu ce care cumpărau, erau prieteni cu artiști s-au pierdut. La carte nu a fost dezastru acesta, pe ca, de ce? Pentru că cartea, cartea nu le-a plăcut. <laughs> nu și nu a plăcut și nu avea valoare aceea. Erau certați uh, cu carte. Plus că aveau o problemă cu titlurile și atunci da. mai degrabă preferau să le confiștem și să le arde. Dacă erau dacă erau scrise în chirilică nu le înțelegeau. Da, și asta nu. e marele noroc. Oricum credeau că sunt rusești. Cred fapt... că credeau că adună și mult praf. Exact. Dar la valoarea asta, se știe tot timpul. Valori, bijuterie, argenterie, tablouri. Ghilimele, mari Acum, corupție ai, după, interesantă la după Marele tablouri. Furt a deschis o altă poveste la noi, la Brucantal, uh -huh. pentru că am luat fișele și inventarul și am mai găsit că au mai fost pierdute câteva lucrări și nu puține până în 48. Uh -huh. Au dispărut atât din colecția Muzeului Brucantal cât și din colecția de artă de la Avric. Și erau tablouri acolo, pentru care apare și Bruegel, cu peisaje de la Avrig da. dispărut în 20, dispărut în 19. Există un tablou foarte frumos, Art Nouveau, cumpărat de muzeu, de la un, un târg de artă de la Sibiu, care nu mai există. Noi nu avem așa un, o lucrare frumoasă, Art Nouveau. Dar colecția de la Avrig a intrat în colecția muzeului Brocantă. Da, okay. da deci da, da, am mai găsit după aceea că ne mai lipsesc cred că aproximativ 20 de lucrări care nu mai există în inventar Am găsit o informație la un an, nu știu cât de adevărat e și poate știi Și că... la unele avem fotografia uh. ah, Da, la una avem fotografia mai ales la asta un frumoasă, destul de mare cred că aproximativ 1,60 m, 1,80 m nu mai există și am găsit această informație, dacă poate ști poate nu, acum nu, da. că omul cu tichea albastră nu face parte din lotul furat, dar omul cu albastră... Nu face parte din lotul furat, dar din, pentru de, că ca... în 1948 omul cu tichea albastră pleacă la București. Corect, iese din cele... Da, deci nu face, din, din, din cele confiscate. confiscate, da, deci nu face parte din lucrurile furate. O să am o întrebare și pe acum, dacă... Deci ce, profi... cea mai importantă recuperată e Tizian. Da. Din perspectiva mea, da, Tizian este o lucrare foarte bună, însă la fel una, la fel de bună din cele furate și nerecuperate, este moartea Cleopatrei. Și nu știm anonimia aceea, a portretului da. de bărbat, cine erau. cine erau. Da. Vreau să întreb, se spune că, repet, această informație am găsit-o, că omul cu tichialba asta ar fi stat în, în, palatul de vară de pe Sada Noica lui Brucantal. Se știe așa, cu exactitate, unde erau tablă sau este păi o se mai degrabă noi știm că la 1790 91, 92, Brucănta își deschide Pinacoteca în cele 13 camere de da. la etajul al doilea unde erau 800 de lucrări panotate. Și nu știm toate lucrurile acelea. Nu, nu, nu știm toate, acela. dar n-aș crede că lucrările... Că cu stătea lucrurile bune, Dürer-ul pe vremea da, aceea, Dürer, așa să te nu, N-aș crede. Deci, că, nu. Adică, pentru el era o chestiune importantă că atunci când îi veneau vizitatorii să arate ce are foarte bun în corect. muzeu și să arate, domne, am o colecție la, fal la fel de valoroasă sau la foarte importantă ca și la Belvedere, ca și la Paris. Dar cred că permanent acea casă. Uh... Să și se mai... din grupul acela de intelectual și elită vieneză. El tot timpul acolo. De acord. Și, mai al, gesturile al, acestea care da, le faceau, sunt urmocortna. Și mai ales că am descoperit faptul că după ce a fost tras pe linie moartă, după răscoala lui Horea și Cric Horea și Grișan, da? că n-a luat măsuri și așa mai departe și împăratul îl pensionează, da. el rămâne singur, văduv în casă cu servitorii și studia. Deci studia, lua cărțile de istorie, chestiunea asta la fel care o, o făcut de diferite vulvă și aștept și acum ce trebuie să vină până acum, nu a venit nimeni din România cu sponsianus, chiar el a lăsat moneda chiar în carte, uh -huh. unde se vorbea de sponsian, a pus moneda acolo, deci îl interesa chestiunea asta și îl interesa să știe ce are în colecție. Corect. Deci nu era doar un simplu colecționar care dădea banii pe lucrări. Nu, nu, nu. Chiar îl interesa. La confiscările. Uh, un lucru care vreau eu să-mi clarific. La confiscările, dacă știi, mă bucur să-mi răspunzi, făcută de regim cu în anii 40, cumva și din camera de arme, au fost luate uh, obiecte sau... Nu una? cred. De ce le rămas? Nu cred. Uh -huh. Nu cred. Că un moment dat și acest se uh, Cred că, că camera de arme nu era nu știu când intră camera de arme, interesant să vă 20 din câte știu intră. intră. de la primărie, de la primărie în... Se intră în custodia nu muzeole. cred, nu cred, da. nu cred. În principiu, piesele valoroase. Că umbla la un dat o poveste, că spade de la Muzeul Brugătal se regăsesc se poate. Prin diferite se, muzee. Se poate. Acum, prin diferite muzee n-au de ce. Dacă se regăsesc, se găsesc numai la Muzeul Național de istorie României. Am, înțeles. Am înțeles. Deci nu altundeva. Noi știm că acolo... A, mi au spus cineva că există câteva piese la Muzeul din Constanța. Nu știu informația aceasta. Bine, acum arată Muzeul din Constanța e și greu să te descoperi că... Nu Dar știu, în curând nu... va intra într-o renovare da, care probabil va ține vreo știu. 20 de deci ani. Deci știm că au fost zuse la MNR, asta știm, la Muzeul Național de Artă și la Muzeul Național de Istoria României. Că au fost poate duse, da. Aici e doar o supoziție. Că au fost zuse și după ce am împrumutate de da. ei... Mai... Asta se asta poate. Totul, asta da, se corect. poate, da. Asta nu Uite, nu știu noi. Am și o întrebare de la cei de la turnul sfaturii, care de fiecare dată ne, ne ajută cu o astfel de întrebare. Și o redau așa cum am primit-o. Marele furt a privații bieni și turiștii de, de a admira temporar o serie de tablouri deosebite. În acest moment, cu aproximație, câte tablouri se află în depozitele în Național Brucantal sau în curs de restaurare ascunse privitorilor? A zice eu și care și merită. Destul de multe câteva mii, dacă vorbim și tablouri și colecția de mm -hmm. grafică. da trebuie să înțelegem o chestiune. Dacă mai sunt tablouri care niciodată nu au văzut lumină în expoziții? Da, da. Uite, eu lucrez acum la... Sper că, uite, au venit chestiunea asta de manageriat care pentru unii cred că e ok. Nu, e o chestiune de destul de mult de muncă care mi-a oprit câteva proiecte pentru că știi foarte bine că vreau să tipăresc o dată album la acela cu Sibiul în colecția de pictură și grafică. Și Așa. știi și tu că sunt unele lucrări care n-au, văzut uh, lumina zilei niciodată. Da, dar asta nu e... Să înțelegem o chestiune. Nu doar la în există chestia asta pentru că e o colecție și la Louvre, pentru că e o colecție mare, nu ai oameni care să facă chestiunea aceasta, ci mai simplu nu ai spațiile necesare în acest moment să nici oameni să restaureze tot. Și să cerceteze tot și să expui. La fel nu e nici normal să expui tot pentru că nu toate lucrurile de pildă sunt neapărat de expus. Dar trebuie un concept. Nu poți să expun, pentru că baronul știm ce colecționa, dar mai e și lucrări care, de pildă, sunt școli sau ateliere care n-au astăzi o anumită valoare. Da, poți să le expui într-o expoziție temporară și acesta este rolul expozițiilor temporare, de a scoate din depozit lucrări care nu sunt văzute și de a fi, și de a fi expuse. Ce m-am gândit și sperăm ca în viitor să o facem, și aici cred că, adică nu, va fi o premieră națională, este să ne digitalizăm colecția. A făcut-o și Louvre, au făcut-o și alte mari muzee. are un site De acord, incredibil. A, ma, chestiunea e așa, nu putem să o facem acum. Vorbeam și cu colegii și le-am spus colegilor, băi, fraților, dacă fiecare specialist am luat câte o lucrare, o mare parte sunt fotografiate din colecție. Și colecția e destul da. de mare, peste 1.600.000 de piese, 1.700.000 de piese. Dacă am fotografiat fiecare lucrare și am face un mic text, două paragrafe, mie mi s-ar neamul și poate și unora dintre ei, <gătă> și tot n-am putea să publicăm. Corect, Toată așa. colecția pe Facebook. Da, știți că știi că arheologii au vorbă că mai da. lăsăm și care or care. Da, dar nu trebuie a, a, să tot. de acord, tot, nu dar să... a, asta spun să începem, da. să punem uh, lucrările, să le digitalizăm și cu timpul să le avem pe toate. Cu restaurarea e la fel, că întrebarea uh, conține și restaurare. Noi, în fiecare an facem un, uh, un calendar al restaurării. Da. Și atunci mergem pe. Asta e procedura, asta tancă, procedura da, mergem pe calendarul restaurării. Ei, și calendarul acesta de restaurare din patrimoniul muzeului se poate schimba. Pentru că dacă mie îmi vine un contract sau vorbesc cu un director de muzeu și îmi spune am de restaurat nu știu ce chestiuni, uite cum va fi acum. Asta e o șire în premieră la tine și sper că până când dai emisiunea la fel, nu o să le avem încă. Cam în două săptămâni. Oh, perfect, deci bă, cred că atunci semnăm contractul sau nu, semnă, contractul e semnat, atunci ne vin lucrările. Deci, uh -huh. pentru, pentru cei care ne privesc, cred că în perioada asta ne vin lucrările, să vorbesc la timpul prezent de emisiune, uh, când va fi difuzată, vom restaura laboratorul de restaurare și specialiștii de la noi, vom avea privilegiul să fim cei care restaurăm uh, primele lucrări sau singurele lucrări de Klimt pe care România le are. De no. Gustav Klimt ne da. vin de la Pele și un prim lot și le restaurăm la noi. Am spus restaurator, bine, facem o pauză din calendar, nu mai restaurăm două lucrări din colecția no. muzeului și restaurăm Klimtul și un portret cu regele Carol frumos de la Peleș pentru că sunt fonduri proprii. Asta o facem... De despre, uh, despre mult prea mică investiție a statului român în restaurare da. și în dezvoltare Noi avem noroc că avem o echipă bună de specialiști, un laborator bun de restaurare, Sibirist, de restaurare La fel are și Astra, și Astra Acum, are o școală care avem, e avem, cum spuneai și tu avem probleme cu, cu cu spațiile de depozitare Eu întotdeauna am spus că ar fi un lucru important ca la Sibiu să avem un spațiu expozițional modern mai ales pe artă contemporană și pe expoziții și pe chestiuni din acestea. Suferim pe chestiunea yeah. asta. Adică nu poți să te adresezi sau nu poți să arăți doar colecția de artă veche pe care o ai. Știu. Trebuie să arăți. E... Eu am început acum la Muzeul de Artă Contemporană să facem, să încercăm că poate vom face și un, o nouă expoziție la etaj și așa mai departe. Însă trebuie să. Până la urmă ne adresăm și tinerilor și, și celor ce de astăzi. Da. Trebuie. De acord, Proprietarul și clădirea... va reacționa. A ah, bine, o parte sunt clădirile statului român care ar trebui restaurate, da, o parte sunt ale Parohiei Evanghelice, cum e Palatul, care ar trebui restaurat. La fel a venit și atunci cu ideea care, la fel a. Da, foarte bine, eu mă bucur că trezește discuții de acoperire a curții. N-am făcut-o noi, nu sunt eu primul idiot de la 1.900 încoace sunt în curți acoperite la diferite muzee, chiar la Louvre chiar la British, Stockholm, British yeah. și așa mai departe, Berlin, tocmai pe pentru camul. a face ca muzeul să nu fie doar o instituție în care îi prăfuite, să ai o instituție în care poți realiza anumite evenimente, yeah. să ai o instituție în care poți să-ți mărești sfera, să ai o instituție în care poți să transferi din diferite încăperi și să aduci mai multe tablouri, să scoți din, din depozit okay. și să faci chestiunea asta, deci... Ca muzeu, muzeul trebuie să aibă o activitate continuă și eu sunt uh, ferm convins că Muzeul Brucantal va avea întotdeauna o activitate de modernizare, de, de reexpunere. Gândiți-vă că până acum, după momentul 2017, când uh, expozițiile din interiorul muzeului au fost reamenajate, uh, numărul de piese s au dublat. Da. Deci sunt acum... Uh, câteva mii de piese expuse în Palatul Brucântal. Am pornit de la o, o, un număr și numărul s-a dublat. Eu cred că avem în Sibiu două mari muzee și fiecare pe palierul său e far. Da. Și da. cred că am în două ori aveam nevoie de mai mare sprijin din, din punct de vedere al procedurilor și al, și al birocratiei naționale pentru a dezvolta bucata aceasta. Asta o spune, asta o spune și, și Ciprian Ștefan trebuie, pe știu. chestiunea asta, că noi, până, la urmă, noi suntem noi, teatru, biblioteca da. și așa mai departe, suntem pol de dezvoltare a comunității. Să nu uităm că acum suntem sibieni. nu trebuie să fie doar un apanaj al expoziției și al muzeului, ci trebuie să fie în sine o unitate, ceea ce da. la, la, ce legislație, că nu, repet, e vorba strict de, este aproape imposibil. Bine, moment. aici a, eu am încercat să fac chestiunea asta, și am reușit și la statuie. Aici ar fi o chestiune de comunitate. În alte uh -huh. părți se poartă chestiunea asta de a investi și mediul privat, și mediul local, și statul. Eu cred, uite aici, îndrăzg eu să spun, și din experiența care mi-o rog cu da. scuze de rigoare, și cred că o să-mi dai dreptate. Dacă primul pas, prima mare problemă a mediului cultural este să aibă un public. Dacă primul pas să reușești, acord. urmează un public specializat și apoi urmează oamenii care sunt dispuși să și financeze mediul cultural. De acord. Eu cred că ne apropiem sau, nu știu, sau sunt suntem la începutul acestei etape în ceea ce vorbim, cultura locală, a acestui mediu uh, finanțator de cultură tot mai mult sunt oamenii sunt mult mai deschiși, repet, vorbim strict de. Da, acum au și fi. au și baza legală prin exact, care pot să exact. facă chestiunea asta. Exact. Deci și la Sibiu s-ar simți nevoia. Crezi că se vor mai recupera vreodată cele patru dispărute? Acum au cred, ta, ta. cred că niciodată. Cred nu că ce ți-ai dorit, ci ce cred că au, păi, hai să spunem așa, dacă o parte de lucrări, patru, au fost recuperate după uh, câteva decenii. Nu cred că cineva și mai punea problema că lucrurile se mai recuperează. Correct. Nu cred că 98 se mai gândea cineva sau după 90 mai din cele 8 lucrări. Nu știu. E greu de. Dacă te uiți la cazul, uite, de la Boson, din care sunt din 90 furate, bine, cu siguranță în colecții private și așa yeah. mai departe. Nu știu. Acum e interesant la noi că, uite, din 8-4 au fost patru au fost recuperate, nu știu unde au ajuns încă, patru încă lucrări. Da. E de destul, eu a trecut și mult timp. Îți pui întrebarea dacă lucrăm. Este am... vorba și de un muzeu mai mic, nu este unul de renume MET, da, să, să știi că, oricum, muzeul Brucantal e un muzeu destul de important în, 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 nu, în lumea specialiștilor. Aia sunt convins. Deci, dar Metu pentru știe... Pentru din Ohio. A, nu. De acord. <laughs> dar Metu sau National da, Gallery din comis. Londra știe că noi avem un Van Eyck sau un Tizian. Sunt nu știe toată colecția. Dar știe că sunt câteva lucrări importante la noi. Specialistul pe Van Eyck știe ce este știe. la Știe, la... da. Sau așa pe Așa pe... Pe... De acord, știe. Mă, cred că e destul de... Cu siguranță că oricine vrea să le avem recuperate. Dar cred că în, în chestiunea asta e destul de greu să-ți mai pui problema unde sunt lucrările, dacă mai există. Corect. Și așa mai departe. Chestionarul Herman. Da, te-am urmărit. Da. Îți pun cele câteva întrebări și aștept răspunsurile de la tine. Începem? Începem. Ok. Virtutea favorită la un om. Cred că onestitatea și curajul. Ideea ta de fericire. Bucuria celor din jur. Și teata de tristețe? Tristețe celor din jur. Nu Correct. cred că poți să fii fericit într-o lume în care toată lumea e tristă. Corect. Din istorie, cine ți-ar fi plăcut să fii? Uf. Uf. Nu știu. Au fost destui. <laughs> Acum nici să fii zic că nu. Nu știu. Poate că tot mă numesc Alexandru sau Constantin. Alexandru cel Mare. Constantin cel Mare. Corect. Unde ți-ar place să trăiești? Acum nu sunt ridicol. Logic că îmi place la Sibiu, însă la un moment dat trebuie să ai țeluri mai importante sau să, să ai niște vise. Îmi place că trăiesc la Sibiu, însă cred că la, de, la, la fel de mult mi-ar place dacă aș trăi la Paris. Clar. Adică vorbim dar, de da. cultură, vorbim de muzee, vorbim sau la Londra. Cred că Paris sau Londra. Am trăit o perioadă, se știe, am trăit o perioadă la Turcia, a fost un exil, să spunem așa, dar m-am simțit foarte bine. Uh, am stat o perioadă și în Atena, dar mm, Londra e frumoasă, Paris e frumos. Unde și când ți-ar fi plăcut să trăiești, istoric vorbind? <sus> Parisul în vremea Alexandru Macedon sigur n-a existat? Nu, Sau nu. Sau dacă era rău stat amărât? <laughs> um, că oricum, urmează alte întrebări că și eu chestionarul. Uh, și atunci, cred că a zice... Cred că mi-ar fi plăcut, deși n-am fost niciodată, tot am zis că merg și tot am avut alte chestiuni la New York începând de la 1920-1930. Uh -huh. Sau dacă merg pe partea mai veche, să spun uh, Roma secolul întâi. Ok, frumos. Scriitorul preferat? Dacă e străin, aș merge pe Dostoevski că e mai greoi, dar interesant. Și dacă aș merge pe Scritorul român, din păcate nu prea am timp să citesc foarte multă beletristică, uh -huh. din când în când mai citesc, cred că aș merge pe Paller și pe Andrei Pleșu, okay. care mi-e și prieten și îmi place acum pentru că mulți invitați de mine au fost arheologi, era așa întrebarea istoricul sau arheologul da. preferat. De aici merge aici putem de să m-am gândit m-am gândit de artă, de artă. am gândit da, la așa. chestiunea asta. Uh, nu, merg pe istoricul de artă. Dacă ar fi istoric, îmi place Neagu Giuvara. Uh -huh. Și îmi place Neagu Giuvara pentru că vine cu o istorie uh, pentru public. Sau uite, Sigerius. Uh, că a făcut chiar o chestiune frumoasă da. la la Sibiu. Uh, dacă aș merge pe istoricul de artă care îmi place, aș merge pe un sibian, aici vin pe patriotismul local, mai puțin cunoscut în meniul și aș pune Virgil Vătășanu. Da, Pentru da. că sunt și un fel de continuator pe latura cu Smigelski. El a început, eu am, să spunem așa, de o chestiune și a zice Virgil Vătășanu. Virgil Vătășanu este și considerat părintele istoriei artei da. din România da. și este din generația lui Cioran Noi. Ca da, este născut de, este la Sibiu, Exact în aceeași perioadă. Așa, da. Da, da. da. Personalitatea literară preferată. Pa, pa. dacă a merge pe român, tot ziceam de Dostoevski, mm. că îmi place și latura asta mai... Burgheză. Cred că aș merge pe Moromete. Ok. Și că personalitatea așa, istorică românesc. preferată? Istorică preferată? Mm. Nu neapărat politică. Acord. Artistică. Păi dacă e artistică, îmi place, nu știu să spun, Leonardo da Vinci mai urmează câteva prefer locuri preferate și evident următorul este artistul preferat. locul preferat... Nu, artistul preferat. Artistul de. preferat, Rembrandt. Rembrandt. Cartea preferată? C Beletristică. Nu ne că tot vorbeam, dacă tot vorbeam, acum să nu spunem cele de specialitate cu toții, avem cărți de specialitate, cred că minima moralia de, de pleșu. Ce de specialitate care? De... De specialitate... Acum mai fac o curios. Mi-ar place să zic, știi, Văteșianu sau așa, de specialitate... Hmm. Bine, Văteșianu are acea analiza istoriei medieval, arte medievale românești care n-a mai fost bătută. Pe care n-a mai fost, Ea este căpătuie, deși a fost publicată în anii Să deci. știi că sunt multe de specialitate. Hmm. Nu știu ce să zic aici. Că mi -ar, îmi, îmi plac unele care... Uh, încă autorii sunt în viață. Păi, și n-aș na, na, spune, bă, cea, bine, nu, cea mai, care nu, e în viață. nu, nu, mi-ai amintit pe mine și l-ai amintit, l amintit da, amintit pe, nu să, nu, să nu, facem chestiuni. Hai să zicem, uh, pentru că mi-a schimbat, mi-a schimbat un pic uh, traiectoria vieții și aș spune Vătășanu Octavian Smigelski. Da. Sibianul preferat. Hmm. De istorie. Acum, logic. Logică ar fi așa, uh, Sibianul preferat că i-am dedicat atât de multe, ar fi Octavian Smigelski și cu siguranță ar fi și Brucantal. Deci i aș pune pe aceiași. Pentru că ei au avut un, uh, un rol decisiv în viața mea de până acum și atunci i-aș pune Smigelski și Deci aș putea bănui răspunsul, dar totuși te întreb. Da. Locul preferat din Sibiu? Unde te simți Băi, ce mai bine? Știu ce au răspuns unii, pentru că te urmăresc. Îmi place piața Huet. Da. <laughs> pentru mine, ca și eu loc... -aș ca, zi, ca și... Nu, nu, de ce? Ca și loc public, piața, uh, piața Oete, nu, mie îmi place foarte mult și foarte mult și pentru că am făcut TN evenimente acolo și pentru mine îmi place sala aceea, e sala festivă din biblioteca Astra. Da, eh, mulțumesc. n am e, eu onoare, dar mă bucur. E... Că, da, este. E un spațiu. Eu spun că este mica comoară, așa după pentru că ajungi în Sibiu, ajungi în Piața Mare, vezi muzeu, ieși nebunit din muzeu, cineva zice... Hai că mai avem o mică comoară, te duce muzeul satului, mă rog, hai să spunem așa. Eu sunt un... și zici, dar mai avem o de pe Mai baroc așa, mai rococo, deci îmi place chestiunea asta. Brucând, dar când a construit palatul, n-a putut să construiască un Versailles. Corect. Sau un șombrun deci la Sibiu. Nu -a -a la de acum. De acord, mare. însă îmi place sala festivă și clădirea bibliotecii. Da, este a foarte clădire. Corpoa. Este o mare, da, a doua nu are calitate. Și a doua e frumoasă, că... e frumoasă, e o altă, da, alt stil. primar. Da, mai ales sala festivă. Deci am stat în sala festivă când da. am făcut evenimente. Da, da și zi, zi, cred că de la 12 la 1 noaptea, 3 noaptea, să da. te-am. ce am văzut-o și ziua și nu no, mai frumoasă. E o nebunie. Acum e o întrebare din aceea ușor așa, și totuși hai să-și explic odată la, ce, la momentele, de ce am ales acele momente. dacă unii poate nu și o anii. Da, exact. De acord. 1191 adică atestarea Sibiu-lui, 1366 366, vorbim da. de orașul Sibiu cu da. adevărat, 1601, să zicem, este chiar momentul da. tumultos de după Mihai Viteazu, da. 1692 este anul în care Sibiu devine capitala da, da. marelui principat al da, Transilvania din cadrul Imperiului Habsburgic, 1817 este chiar deschiderea Muzeului Brucantal 1916 este bătălia de la Sibiu, 2007 capitala culturală. Care ți se pare de aceștia sau când ai fi vrut să trăiești în Sibiu? Dintre Cred aceștia? că în 2 ani. Care? Logic 1817. Corect. Să vedem cum se... Deci nu cred că a fost ceva foarte... Crezi? Mare. Nu știu. Nu. nu avem nu, Eu adică mult... că a fost o chestiune. Adică nu, știu dacă Sibiu la... Ba, azi... cred că da. Da? gândește că la 1817 era erau majoritari. Corect. Și cu siguranță a existat o emulație din asta culturală. Uh -huh. mamă. să deschizi, Brucăntea, hai să vedem. Adică eu am pățit chestia asta când am organizat o expoziție de artă la. și pe asta mă bazez. La Oradia, în nou muzeu, în garnizoana uh -huh. de acolo, și am organizat chiar, chiar cu Miguel Și aveam nevoie de o sală mare. Pentru, erau da, planșe, erau planșele alea și am nu aveam unde, da. Muzeul în vremea aceea era în Palatul Episcopal Romano-Catolic da. și am vorbit cu directorul din acea vreme cu Chiriac și, domne, nu pot să expune pe hol. E avea un hol acolo. Da. Păi, de ce? Păi am nevoie de niște lucruri mari. Păi te îți dau două sări și o sală avea 5 metri în 5. Zic, da, am o pusă de 10 metri. O dai, nu ce vor. Ce cu ce un un mare. și săracul a rămas așa și zic, bine, uite, lăsați că mă mai duc în Oradea, văd, și eram așteptat la biblioteca de acolo, care are un hol la fel destul de mare. Zic, o să fac până urmă un hol. Și el îmi vine, mă sună și zice, nu, hai că ți mai arăt un spațiu. Clădirea muzeului era în, în renovare și am intrat în sala mare a lor, uh -huh. În care încăpeau 2000 de soldați. Acum da. sala este ciuntită, dar era o sală impozantă și am făcut acolo expoziția. Ei, multă vreme clădirea aia a fost garnizoană, dar da. de la început nu a intrat nimeni. Când am făcut expoziția, cred că am avut la venisaj vreo 300 de oameni. Mulți dintre ei și vecini care străiau de 50-60 de ani și n-au intrat niciodată în curte. Apoi în clădire. Corect. Cred că chestiunea asta. a fi, fi, fiind un mediu militar, era clar că era închis. Da, dar cred că chestiunea asta a fost și la Sibiu. Probabil. Când s-a deschis Brucântal, erau oa oameni locuitori ai Sibiului care n-au -au, n -au intrat niciodată în Brucântal. Și cred că au fost. După aceea sau înainte, cred că în același an au venit și împăratul la Sibiu. Mm, da, să vedem. Avem nu, ia să vedem. Ia noi. chiar, chiar, uite, vezi. Și bine, -i. în 1817, cred că vine și împăratul după puțină vreme la Sibiu. Franța, dacă nu mă știu, da. era deja. Da. Deci, uite, nu mă uit. 1817, foamete, <laughs> Începe bine, nu? Se deschide o cantină în care erau hrăniți 100 de oameni. Deschiderea festivă a Uite, festivă. Și, într-adevăr, la câteva luni, în Pratul Franței, întâi, împreună cu Pratesca Carolina Augusta, deci sau două săptămâni în oraș, și atunci apare prima iluminare a Sibiuului da. de către vecinități. Da. Deci, am știut șurc... De la am citit da. pe Sibiu, de la citit... de ref... de Deci, deschidere, reforma. odată, zi... dacă el spune că deschidere festivă, înseamnă că a fost o deschidere da. festivă. Și cu siguranță, în acel an. Împăratul a vizitat București. Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Dar nu, cred că și Franț Iosef a, a vizitat. Deci fără probleme. Spuneai că și Franț Ferdinand când a venit la Sibiu a vizitat... Deci am început cu foamete și văd ce am mai bine anul. Da, să a bine. Cu celebrarea reformei, spune <laughs> ultimul <laughs> da. Uh, ai mai zis de un an că ai, ales, alege doi. 2000... Deci 1817, cu siguranță, da. mi-ar place. Și cred că 1891. Chiar momentul... Chiar momentul e interesant să fi văzut Foarte. Ce... Toți vrem atunci. <laughs> O amintire plăcută din Sibiu. A, toate sunt amintiri plăcute din Sibiu, nu Toate. O amintire plăcută din Sibiu, viața de zi cu zi. Corect, de acord. Și anul cel mai istoric trăit la Sibiu? Bam, bam. Nu istoria ta da. viața, din ce... Păi, cred, cred că... A, acum și 2019 a fost interesant. Eu cu acela am ales, că am fost un pic mai mult timp. Cu summitul, da. Cred că acum am fost implicat și în 2007, și nan și și să nu uităm că în 2007 a fost și adunarea Eparhiale. ecumenică. Ecumenică, ecumenică da. Da, așa. Da, cred că aș spune 2019. Deci totuși 2019? Da, summitul Bine însemnat. pentru pentru muzeu chiar a fost. Și pentru muzeu și pentru organiza, eh, nu, nu. Cred că anul important pentru mine trăit la Sibiu a fost 2021. Inaugurarea satului brucantar. Ah, da, corect. Da, da, este deci, un moment istoric, da. Pentru mine, ar cred că... Da, a fost. ar fi, dacă deschiderea, inaugurarea festivă a Dacă a m-ai urmărit, știi că aici am semnăturile... Da, știu. Știu și facem și, o semn și semnătură. Te rog frumos, semnează. Și tu vezi că istoricii sunt foarte organizați și am văzut. În linie. Eu am, nu, atunci hai să fac așa, eu așa, așa e mai perfect. Bine. Asta va fi donată la bibliotecă Donat. și va sta ea frumos acolo. Da, e o carte de căpătâi. Da, este, este, pentru că... Bun, merită optatare, da, evident, dar... Merită o readucere în... Da, asta poate cu studenții vom lucra. Ar fi bine. Alexandru îți mulțumesc foarte mult pentru Eu mulțumesc și felicitări plăciare. pentru ceea ce împreună cu echipa faci. Și e super ok. YouTube, Academia, Spotify, Google Podcast și alte podcasturi, nu știm, alte platforme de podcast ne puteți descoperi acolo. Avem și pagina pe Patreon, recunosc că n-am înțeles prea bine cum funcționează, dar poate cineva mă luminează. Uh, mulțumesc în Corso Consult, mulțumesc Gama SRL, mulțumesc lui Mihai Unițiu, Brocăraș, în asigurări, lui Lucian Huniati și băieților Florin și Răzvan și Beri B13 pentru că ne sunt alături de fiecare dată. Data viitoare sper să provoc tot un manager cultural, dacă nu vom o sigur subiecte despre istoria Sibiu avem cu nenumărate. Mulțumesc o dată la toți, ne revedem!